mentre tutto il chiedere, diciamo, per tutte le piacere. Io sono che dopo non ci sono le tappe, non ci hanno mai conosco, mai conosco. Я работал с сервисом, я разъяснил садаку. Я пытался видеть, что я пытался. Я пытался с сервисом, я пытался. Ну, это не. Conformitate cu prevederile articolului 40 de administrației publice locale 215/2001 republicată, ședințele Consiliului Local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. Din cei 13 consilieri locali în funcție sunt prezenți 10, lipsind Tatiana Constantin, Mășu Vasile și Moise Constantin. Mai mult, domnule. 9. Caștană, Moise, Radu, Emil și Nouă. Ceea ce înseamnă majoritatea, astfel că ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. Conform prevederilor articolului 42 din legea administrației publice locale 215 republicată, secretarul comunii supune la spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. Există obiecții pentru la procesul verbal prezentat? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Potrivit articolul prevederilor articolul 43 al administrației publice a legii administrației publice locale 215 republicată, dau cuvântul domnului primar Tomi Daniel pentru a contesta ordinea de zi a ședinței. Mulțumesc pentru încrederea acordată de a fi ales președintele ședinței și vă asigur să conduc lucrările ședinței noastre în conformitate cu normele legale. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. La ședința de astăzi avem 3 puncte de ordine de zi și avem punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția lucrări de angajare de teren suport și realizare la formă vizionată, acces cu ala din satul Culița de Subacău. Punctul 3. Desemnarea reprezentanților Consiliului Reprezentantului. Aici este o greșeală, v-aș vrea să rectific. Deci este vorba de desemnarea reprezentantului Consiliului Local în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Cașin pentru anul școlar 2015-2016. Deci Consiliul de Administrație al Școlii Cașin, conform legislației în vigoare, trebuie să aibă un reprezentant al Consiliului Local și unul al primăriei, care desemnează primar. Și un reprezentant al desemnează noastră astăzi. Mai bine, Bogor. Acceptă Consiliul Local? Spuneți-vă.
Au mai fost în discuții și în ședința anterioară, un proiect de hotărâre privind închirierea conductei de la Sececom Mental, către primăria Cașa. Deci, domnul Curelea, un discuț, poate discuta, dar dacă este un proiect de hotărâre de genul ăsta, trebuia pregătit documentația până acum, din punct de vedere legal, că secretarul comunii domnește documentația cu legii 215, oricare dintre dumneavoastră poate să propună un proiect de hotărâre. Dar acesta poate fi făcut cu concursul secretarului comunii, care reprezintă legalitate. Așa că, dacă vreți dumneavoastră, o să luați legătura cu doamna secretar și în prosima ședința Consiliului Local. Am anticipat răspunsul. Documentația este depusă de către Sececom Metalon. Am studiat-o și în ședințe anterioare, prin discuții reportate de luna ianuarie și de la 1 septembrie. Eu vin cu propunerea. Consiliul Local poate fi de acord sau nu poate fi de acord cu suplimentarea ordinii de zi. Mă respect încă o dată. Este depusă o documentație, dar pentru a înțelege un proiect de hotărâre, trebuie făcut proiect de hotărâre conform legislației vigoare și hotărârea ca atare, care este dezbat de Consiliul Local și este aprobat, sau nu aprobat de Consiliul Local. Am înțeles. Da. Doamna secretar, puteți consemna procesul verbal că propunerea mea propunerea Consiliului Curelea de privind un proiect de hotărâre privind închirierea conductei de la Sececom Metalon de către Consiliul Local Caș. E bine să consemnați. Deci, nu mai este proiectul de hotărâre și altceva și acest proiect. Treceți orice, nu mai subliniați. Propune, domnul Curelea propune astăzi să se inițieze un proiect de hotărâre privind închirierea conductei. Deci propune asta. Și va veni la domnul secretar, eu știu, perioada următoare, pe a face ce proiect de hotărâre. La fel cum aștepta Consiliul Local, a fi supus la propunerii către dumneavoastră. Da. Mulțumesc. Dar, domnul primar, intervin și eu vis-a-vis de ce propune domnul Curelea. Dacă aveți oarece informații vis-a-vis de, mă rog, litigiul ăsta între noi și Com Metanol, eu cred că puteți să ne dați un răspuns. Da, este un referențul de prezentație. Da, o să citim la diverse. Da, să nu secretarul comunii prin care să nu ne incrimineze domnul Curelea că suntem de rea voință, că nu suntem de acord cu ăla. Dar dacă sunt niște lămuriri, haideți să le discutăm aici. Sigur. Este un referat la doamne secretară Pufescu Mărăi Curelea, care a realizat spiezaua. Eu am fost în comisia de negociere și m-a chemat doamna secretar și am citit procesul ăla verbal. Știți, noi am făcut comisia aia de negociere. Dar nu avem noi prea mare cădere, așa, comisia asta de negociere, să, mă rog, să stabilim prețurile sau să închiriem noi conducta. Toată responsabilitatea cade în umerii pe spatele celor de la CRAB. Ei sunt cei care fac un Metanol. Că e o porțiune de conductă care este un litigiu, e altă treabă, dar noi am predat, Comuna Cașna a predat toate minunile astea, le-am predat către CRAB. Și să vedem acum dacă e cu adevărat asta sau dacă nu este adevărat. Dacă, mă rog, ei caută scuze. Compania de apă spune ceva, curtea de apă doar și poate. Pentru ei sau nu. Am înțeles că ei mi-au și amenințat cu oprirea apei. Nu se poate opri chiar așa. CRAB-ul ăsta nu e înființat nici de Consiliul Local Caș și nici de ăsta, de domnul Scripca. Și cred că se ajunge la o concluzie cu conducta. Nu pot să lași, așa e părerea mea, nu putem lăsa o comună întreagă fără apă, că nu există un... Îmi cer scuze. Haideți să discutăm acest corect. La capitolul diverse, după poate... Atunci intervin și eu și spun așa, la punctul 4, care nu există pe acest bilețel, punem cuvântul diverse. Da, Da. Cer scuze față de colegii care au părăsit acum, avem televiziune sau ce avem noi aici, sau dacă vor fi filmate ședințele Consiliului Local. Nu putem pleca așa din ședință și când e vorba de aprobat acolo, au fost niște puncte foarte importante. Dacă permiteți să intervin. Deci am fost la un pas, în calitate de președinte de ședință, de a lua ședință.
Vă rog tare mult, domnilor, suntem reprezentanți de unei comuni care odată, de două ori sau de câte ori nevoie pe lună, să rezolvăm, venim la ședință să rezolvăm problemele unii comuni, a unei comunități, cum spune doamna viceprimară. Haideți, vă rog frumos, să avem o decență al ședinței și să o respectăm până la capăt. Acum, n-aș vrea să fiu cărcotaș, dar cred că mai important era ședința decât meciul de fotbal. Înțeleg. Când ai un motiv anumit, cum a fost domnul Vrânceanu, l-ai spus frumos, a fost a votat... Ședința a fost doar la 5, n-a fost... A votat ordinea de zi, deci nu, dar nu te poți ridica de la masă și când ești domnul... Da, hai să trecem la problemele noastre. Da. O să dăm citire la proiectul 1 cu ordinea zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru anul 2015. Primarul Comunei Cașinului Bacău, având în vedere necesitatea rectificării bugetului local, legea bugetului de stat pe anul 2015, numărul 186/2014. Expunerea de motive numărul 7403 din 28.9.2015, raportul de specialitate numărul 7404 în 28.9.2015, întocmit de doamna conjucătoare Marcela Contabil Șef. Avizul Comisiei pentru Programul de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultura, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. În temeiul articolului 36, aliatul 4, litera A, articolul 45, aliatul 2, litera A, și articolul 115, litera B, din legea administrației publice locale 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, propune. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 cu suma de 305.000 lei, tocmai urmează. Capitolul 040201, cote debarcate din impozitul pe venit. 85.000 lei. Capitolul 4265, subvenții din finanțarea programului de dezvoltare locală, 83.000 lei. Capitolul 450401, sume din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, 137.000 lei. Total 305.000 lei. Articolul 2. Se rectifică cheltuielile bugetului local cu suma de 305.000 lei, după cum urmează. Capitolul 5102, administrație publică locală, 10.000 lei. Capitolul 5502, dobânzi, 7.000 lei. Capitolul 6702, sport, 15.000 lei. Capitolul 7002, servicii de dezvoltare publică, 67.000 lei. Capitolul 7402, mediu, 10.000 lei. Capitolul 8402, drumuri și poduri, 195.000 lei, 500 de lei. Total 305.000 lei. Articolul 3 se aprobă rectificarea bugetară la sursa C, credite interne, la venituri în suma de 179.500 lei și la cheltuieli în suma de 179.000 lei la capitolul 84.03.01, drumul și podul. Articolul 4. Se aprobă lista de investiții pe anul 2015. Articolul 4 prezintă o trezire, se comunică prefectul județului Bacău, primarul Comunei Cașin și compartimentul buget, contabilitate, venituri, în termen de decizie de a data adoptării de către secretarul comunii. Articolul 5, compartimentul cu buget, contabilitate, venitul, va aduce la definire prezența hotărârii. O să vă citesc expunerea de motive a primarului, adică a mea, în care este mai detaliat exact ce se întâmplă la rectificarea de buget. Subsenatul Sorin Daniel, primarul comunei și ordonator principal de credite, propune rectificarea bugetului local pe anul 2015, după cum urmează. Se majorează veniturile bugetare pe anul 2015 cu suma de 484.500 lei, din care sursa A, finanțarea din bugetul local, 305.000 lei, și sursa C, finanțarea din credite interne, suma de 179.500 lei. După cum urmează, sursa A, sume defalcate din impozitul pe venit cu suma de 85.000 lei, subvenții acordate de AFIR pentru acoperirea TVA la investiția construirii pod trafic ușor și pedonal cu suma de 83.000 lei, finanțarea cheltuielilor eligibile de la AFIR avans în suma de 137.000 lei și sursa C, credite interne în valoare de 179.500 lei. Cu aceeași sumă se majorează și cheltuielile bugetului local, după cum urmează, sursa A, 305.000 lei,
Capitolul 5102, administrarea publică locală, cu suma de 10.000 lei, pentru acoperirea cheltuielilor curente. Premiere persoanei care au primit 50 de ani de căsătorie, consumabile, xerox, gaze, iluminat, etc. Capitolul 55, dobânzi și comisioane cu suma de 7.000 lei. Capitolul 67.02.05, ori cu suma de 15.000 lei, cheltuie de finanțare pentru asociațiile sportive în finanțare. Capitolul 70.02.06, iluminat public cu suma de 10.000 lei pentru plata iluminatului public. Capitolul 70.02, servicii de dezvoltare publică cu suma de 40.000 lei pentru proiect amenajarea teren în școală Curița și 17.500 lei pentru acoperirea unor lucrări făcute la modernizarea școală Curița. Capitolul 74.02, mediu cu suma de 10.000 lei pentru activități de ecologizare. Capitolul 84.02, drumuri și poduri cu suma de 195.000 lei, 500 lei, investiție în construire pot tras ca auto ușor și pedonal în punctul unde loc stadion. Sus la ce, credite interne la capitolul 84.03.01 pentru investiția construire pot tras cu ușor și pedonal, stadion cu suma de 179.500 lei. Deci este vorba de banii cu avansul la fir și tot banii necesari pentru ajutarea podului de la punctul Cotriceac. Este vorba de 10.000 de lei la administrație publică locală privind joi. V-am spus și în ziua de tot că joi, 1 octombrie, se vor premia ziua ocazia sărbătoririi zilei internaționale a persoanelor vârstnice cuplurile care au primit 50 de ani de căsnicii. O tărâie care vreau să l-ați dat-o și am aprobat-o mai de mult și joi o ducem la îndeplinire și vor fi premiate cele 29 de cupluri avem, care vor fi premiate joi. La primul cultural, la orele 13. Deci voi nici dumneavoastră să faci consilier, să participați, fie frumos, pot să știu eu, să duc vorba acolo, să socializăm cu cei premiați și totul de decurs. Cam asta e, în cazul a fost o registrare a judiciului local. Da. Raportul de avizare, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economico-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizând proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 din legea administrației publice locale 215/2001 republicată, avizăm proiectul de hotărâre și propun Consiliul Local să adopte în forma prezentată. Mulțumim, domnul Vădeanu. Dăm cuvântul domnului Timan pentru a prezenta proiectul de hotărâre de la punctul 2. La punctul 2 avem proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnic economic pentru investiția lucrări de agrajare terien în sport și realizare de platformă betonată, acces școala de statul Curița, județul Bacău. În, nu știu, președinte, într-o ședință anterioară a aprobat această investiție, a ieșit proiectul, s-a trecut la proiectare și în urma proiectării au rezultat niște cifre, valoarea investiției. Și anume, o să vă citesc proiectul hotărârii. Pentru aprobarea indicatorului tehnico-economic, aferenții investiției, lucrări de agrajare, teren sport și realizare platformă betonată, acces școală stat Curița, comuna Caș, județul Bacău. Primarul Comunei Caș, județul Bacău, având în vedere expunerea de motive a primarului numărul 7300/24/09/2015 și referatul numărul 7299/24/09/2015, întocmite doar la incidentul Păpărean Micaela. Potrivit articolului 26 de legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și a legii numărul 273/2006, privind finanțe publice locale. În temeiul articolului 36, alineatul 4, litera D și articolul 215, litera B, de legea numărul 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și plătări ulterioare. Propune. Articolul 1. Aprobarea indicatorului tehnico-economic a investiției, lucrări de agrajare de teren sport și realizare platformă betonată, accept școala stat Curița, comuna Cași, județul Bacău. După cum urmează, indicatori economici. Investiția este în valoare totală de 70.587 de euro, fără TVA, respectiv 312.716 lei, fără TVA, din care ce pusem fără TVA 268.914 lei,
Pursiorul arătată de 29.08.2015, 1 euro, egal cu 4,43 bani. Indicatori tehnici, suprafața terenului de sport de 4.050 metri pătrați, suprafața alei betonate 515,8 metri pătrați, suprafața alei balastate 918,9 metri pătrați. Articolul 2. Secretarul Comunei va comunica prezentă autorită primarul Comunei Cașin și prefectul de Bacău în termen de 10 zile de la adoptare. Articolul 3. Prezenta autorâre va fi pusă la definire de către primarul Comunei Cașin de Bacău ca autoritate executivă și în calitate de coordonator de teren. O să vă citesc expunerea de motive. Abia. Expunerea de motive. Privind proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorului tehnico-economic a investiției, lucrări de aranjare terenului sport și realizare ca formă betonată, acces scoală, statuința comună ca și de Bacău. Stimate doamne, stimați domnul consilier, în saldul Poliția Comuna Cașinii de Bacău se apropie de finalizare lucrării de modernizare a clădirii școlii, etaj, înlocuirea șarpanei și refacerea fațadei, după ce s-a realizat anterior și renovarea parterului imobilului prin aranjarea grădiniței de copii și antifăstarul uman. Saldul Poliția are potențial uman și de aceea este important să realizeze întreaga investiție cu privire la școala, grădinița, dispensar și teren sport. Prin hotărârea Consiliului Local Cașin numărul 40 din 15.07.2015, s-a aprobat investiția lucrări de aranjare teren sport și realizare ca formă veturată acces cu asta Poliția Comuna Cașin de Bacău. Faptul care a dus la realizarea proiectului cu numărul 54 pe 2015 de către 10 Arhibot SRL din Târgu Ogna, proiect caracterizat de indicatori tehnico-economici. Caracteristicile tehnice ale lucrărilor propuse sunt următoare. Suprafața construită a terenului de sport, 4050 m2. Suprafața alei betonate, 515,8 m2. Suprafața alei balastate, 918,8 m2. Valoarea acestui proiect, așa cum este din devizul general, se ridică la 312.716,46 lei, fără TVA, adică pentru 1 euro egal 4,43 bani, din data de 29.08.2015. Valoarea totală de devizul general este de 70.587,44 euro, fără TVA. Finanțarea lucrării se va realiza din fonduri proprii de la bugetul local. Pentru a ține pasul în ceea ce privește procesul de educație și formare cu școlile din Cași și Onești, este mare nevoie de această regenerare a școlii în satul Cuița, în cadrul obiectivului încadrăzute și reziță propuse de primarul Comunei Cașin. Motivat de considerul de mai sus, supun aprobării Consiliului Local Cașin, propunerea de aprobare a indicatorului tehnico-economic a investiției, lucrări de aranjare de teren sport și realizare ca formă betonată acces școală în satul Cuița, Comuna Cașin de Bacău, în formă prezentată. Mai mult atât, știți și bine și dumneavoastră că și satul Cuița au o echipă de fotbal și e în viitorul Cuița, care evoluează în Liga 4 de fotbal. Momentan, partidele echipii din Cuița au loc tot terenul din Cașa, din care l-am făcut pe fondul pierdere, în fondul tărat. Mulțumim, domnul primar. Raportul de realizare. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, analizăm proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiția lucrări de amenajare, teren, sport și realizarea platformei acces școală din satul Cuița, județul Bacău, inițiator primar, consideră că acesta este necesar și oportun. Conform prevederilor articolului 44 de legea administrației publice locale 215/2001, republicată, analizăm proiectul de hotărâre și propunem Consiliul Local să-l adopte în forma prezentată. Mulțumim, domnul Băleanu. Trecem la punctul 3. Dau cuvântul primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre. La punctul 3, avem o desemnare a reprezentantului Consiliului Local în vederea construirii Consiliului de Administrație al Școlii Cașin pentru anul școlar 2015-2016. Aș face o explicare, nu este proiectul de hotărâre. Astăzi, cu postul dumneavoastră, vreau să-mi propune unul de dumneavoastră, un consilier, ca să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Cașin. Vă frumos la inițiativa și da, să vă propun un consilier, ca unul, de mulți, care va fi mult votat. Da, vă rog. Dacă tot ați luat punctul ăsta, să-l și terminăm punctul ăsta. În vedere, am prezentat, hai să-l duce la postă și. N-are nimic o propunere? Domnul. Mă scuzați, nu am copii la școală aici, nu am... era bine, era mai tânăr dacă era.
Așa? Aș propune ca să facă parte din Consiliu cineva care să fie tânăr și să aibă copii la școală aici, de trenor. Nu știu, ar propune pe doamna Gabi. Dar nu știu dacă are copii aici la școală. Ca să fie, zic eu, un echilibru, aș propune ca să nu fie unul singur, să fie două persoane. Deci, atent, domnul, ca să mă repet, un singur restat. Vreau să propun pe doamna, pentru că lucrează acolo. Primarul în partea primăriei, dar în partea Consiliului Local, un singur reprezentant. Eu l-aș propune pe domnul Mășu Vasilică, pentru că este și profesor, este cadru didactic, are copii la școală, chiar dacă nu sunt la școală aici, vor veni la școală copiii, sau chiar dacă sunt de plămin, vor veni la școală. Și eu cred că, dacă acceptă, bineînțeles, eu nu am consultat înainte, dacă mai sunt și alte propuneri. Nu cred că am adică. Vrea pe doamna, dar dacă dă să... Nu, dar e foarte am vizionat. Mai sunt șanse proprii. Știu. Iau dacă îmi permită. Deci, își propune domnul... Adrian, da? Da. Are și copii la școală. Păi să știu să-i iau tot ce se poate în timp. Da, păi ce asta e, zice. Da, păi ce asta e. Pentru domnul Mușu, punem la vot? Sunteți de acord? Accept amândoi candidatura ca să nu... Păi, dar nu accept candidatura? Domnul Primirin accept. Doamna viceprimară, ați dat, da? Eu accept. Doamna viceprimară. Domnul Mușu? Nu accept. Nu. Mai sunt și alte propuneri? Mai sunt și alte propuneri? Care urmează? Uite, dacă nu vrea domnul, poate vrea domnul Curele. Accept? Nu. Bun, atunci hai să vedem. Da, tu spui, dacă nu mai sunt și alte propuneri, supunem la vot... Propunerea domnului Vârcean. Cu domnul Vârcean, dacă sunteți de acord cu o canonă, ca cu care cu Vârcean. Nu suntem de acord. Spune, doamna, nu sunteți de acord? Da, domnul Vârcean. Da. Eu n-am nicio problemă, dar era bine să mai fie încă o propunere. Dar acum, dacă se acceptă doar așa, domnul Mușu spune că cărțile deja au fost făcute. Spuneți-ne informațiile. Nu, n-am promis sensul ăsta. Este evident, dar n-am nicio problemă, deci nu vreau să intre pe... Nu din știi foarte bine de ce caute. Să știi de la comisie, de jos. Alegeți pe altcineva. Deci n-am chiar absolut nicio problemă. N-am fost informat de voi, fi o propusă, că trebuie să fie în joc. De fapt, de mine acceptă. Deci nu accept candidatura, vă propuneți pe altcineva. Bine, domnul, dacă dumneavoastră refuzați candidatura, partea propune, de partea dumneavoastră. Da, luați-i la răzbicioare, să spună. Folosit, domnul Vaiba, o propunere. Dar trebuie să accepte. Cine responsabilitate și după aia toată lumea vine aici și dă cu presupusul că nu se face învățământ, că nu se face ca și cu fiecare ar ști, dar când avem o responsabilitate și suntem puși în fața faptului să ne alegem un reprezentant din Consiliul Local pentru Consiliul de Administrație, toată lumea sunt de departe. Eu îl mai propun, pentru că toți pe care i-am propus au refuzat. Îl propun pe domnul Vrânceanu. Dar nu, nu are nicio propunere. Nu, 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 n
Propunerea mea. Da, accept. Am vrea să ajungi auzi. Vreți să mai faceți o propunere? Nu, nu, nu. Foarte bine. Haide, acum supunem la vot candidatura doamnei Fridoacă. Așa este normal. Noi, doamna Fridoacă. Cine este pentru ca doamna Fridoacă să fie în Consiliul de Administrație la școală? Doamne, nu a refuzat. A refuzat în momentul în care s-a spus că... Nu, nu-i democratic, hai să nu ne ciupim. N-are nimeni nimic cu doamna Fridoacă. Dacă stăm așa un pic strâmb să ne judecăm, poate cea mai indicată ca să facă parte din Consiliul de Administrație. Poate să vă spun eu așa adevărat. Am zis, l-am ales pe el ca primar, dar nu era democratic ca să fie numai o propoziție. Va fi unul din cei doi. Desemnați să nu ne iei patenții, că reții de bar, la, când se vorbește școala. Dar nu așa. Am zis și eu așa, dar nu fărit, dar... Haideți, cine este de acolo? Domnul președinte, dar conduceți și... Da, dar mai sunt și alții propune? Nu. Bun, atunci aia de zis. Cine e tine? Pentru doamna că... Da. Ce fiută cu mine și alții? Domnul Marți, da, da, da. Domnul Ștetecăr? Da, da. Toată lumea, unanimitate, toată lumea. Da. Deci poate am rezolvat. Bun. Raport de avizare. Raport de avizare, atunci noi am trecut pe cele trei proiecte, cele două proiecte și desemnarea reprezentantului. Vă invit să... discuții la materiale prezentate la capitolul diverse. Nu vă mulțumim nimic? Iau, nu da, vă mulțumim. Să mai scrie? V-ați înscris înainte de anții? Nu, 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 nu. Să ne scriu fără. Mai dorește cineva din modul prezent? Domnul Doceanu? Altcineva? Domnul Premine? În partea televiziune? Eu? Da, da, la ori. Și eu. Domnul Vădeanu? S-ar părea că e o problemă destul de gravă să nu avem vreo surpriză să rămânem fără apă potabilă. O discuție am avut-o din luna ianuarie, am mai avut-o și la 1 septembrie. Eu reamintesc și acum. Știu că a fost depusă documentația de către domnul Scripcaru. Am așteptat un răspuns la Curtea de Conturi, am așteptat un răspuns de la compania de apă Bacău. Am avut o discuție și toți consilierii cunosc această problemă delicată, că s-a întâmplat din 2011, din 2012, sau au mai trecut niște ani, între 3 ani, 2015. E bine să fim precauți cu apa, fiindcă e o necesitate în comun și știți că de greu s-a făcut această realizare și n-am vrea să, dintr-o neglijență sau dintr-o neatenție, să împasă de abona, să n-am vrea să avem, să pierdem apa potabilă în comun. Nu s-a prins pe ordinea de zi, fiindcă s-au spus că nu avem o documentație. Eu am spus că eu o documentație de depus aici domnul Scripcaru. Era bine să fi supus la vot, dacă consilierii sunt de acord, da sau nu, sau se abțin. Dar trec cu vederea peste acest subiect. Doamna secretară a consemnat în procesul verbal și eu zic că mi-am făcut datoria, am tras încă o dată un semnal de alarmă privind apa potabilă la Caș. Revin la ordinea de zi.
Vă dați seama că eu sunt susținător al sportului, apreciez activitatea fotbalistică de pe plan local, am și fost la meciul derby de sâmbătă trecută. Se spune că este o echipă frumoasă a Poreții, dar am avut un singur fotbalist de la Poreța jucând fotbal în echipa Poreții. Poate în anii viitori vor fi mai mulți jucători de fotbal. E nevoie și de o bază sportivă la Poreța, dar știu că fotbalul se joacă pe suprafață verde, însămânțată, nu se joacă pe suprafață bituminată, ceea ce noi prindem aici pe ordinea de zi. Greșeală, nu? Ai platformă? Ai platformă de acces. Deci, aici nu e pătrată. Cu atât mai bine. În ședințele anterioare s-au mai vorbit despre alei pietonale. Ar fi bine să fim atenți să nu se suprapună banii. Să fie de două ori votat aceeași alei pietonală sau platformă pietonată să ne încurcăm în termen. Eu de asta... Nu, este vorba de trotuare. Noi am aprobat de principiu, prin autorile de realizare alei pietonale în statul Gașca. Deci de trotuar, continuarea celui existent. Vă aduceți aminte, domnul Brânceanu, că nu a fost o discuție despre o alei pietonată la suplimentarea lucrurilor la Curtea, că e nevoie de demolarea acelei... La forma de dată, se referă la procedura de sus, nu? Nu, nu ați inițiat timpul, ați adus la această proiectă. Trebuie să știți mai bine, că semnați procesul verbal de lege. Dacă nu știți de pe acum... Nu s-a făcut recepția la școală. S-au terminat lucrurile de reparație la școala Cași, adică s-a finalizat lucrarea ca să ne putem apuca de alta. În ce stadiu e lucrarea la școala din Purița, ca să ne putem apuca, s-au făcut plăți de către... Sunt bani pentru următoarea investiții, în ce termen, în cât timp se face această investiție. Referatul ăsta a semnat, nu-i semnat, văd urmă de înregistrare. Suntem, rămâne acela să se fac modificări pe parcurs sau rămâne, ar fi fost bine să ca doamna contabilă să dea și o semnătură pe acest referat. Poate intervenția mea e mai mult preventivă. E clar că îmi doresc această investiție și pentru cetățenii de Poreța, dar e bine să fim mai precauți cu să nu se suprapună sumele și să fie finalizată lucrarea începută, dacă sunt bani pentru următoarea lucrare. Și probabil indicatorii tehnico-economici o să-i primim în următoarea ședință cu această bază sportivă de la Poreța. Nu numai suma de bani. Să știm în ce constă această lucrare detaliată. Aveți un preț, nu este o societate a făcut un proiect. E bine să știm de la bun început în ce lucrări vor merge mai precis acești bani. Dimensiuni, lățimi, suprafață, cât îi betonat. Domnul, timp și cum mai citesc încă o dată. Nu aveți dumneavoastră în față, v-a făcut copiii doamna de exprimare, am vrut. Indicatorul tehnic economic. Suprafața teren fost dintre 4.050 de metri. Ați văzut că am pus punctul pe ei? Dar S-a filmat înainte și chiar nu s-a filmat. Eu am notat aici că firma este Archibot sau dacă... Cel care a făcut. Da, care a făcut proiectare. 1.050 de metri. Cine era bine să avem terenul sport. Iar o să apară discuții ca la terenul de fotbal. Iar n-am știut dimensiunile, iar n-am știut unde se pun camerele de vot. Iar domnul Băleanu spuneam și din... Domnul Băleanu nu dăm înainte. Era bine să avem o schiță că doamnă firma Archiproiect. Domnul Ușu, sunteți de acord. Firma respectivă ne prezenta o schiță cu... N-am cerut prea multe detalii. Am întârziat, dar eu nu știu la oamenii toți că am întârziat. Deci este vorba de o alee, o platformă betonată care... Eu n-am înțeles la ce se referă, dar am înțeles că are suprafață de... 500 de metri. Alee betonată, 550 de metri. Și care înțeleg că este 40-100. Sau 90-50. Nu, e 90-45. 90-45. E la mine. Așa, la mine. Așa, la mine. Și proiectatul... Așa, și platforma betonată... Scuze, nu un pic. Platforma betonată la ce se referă? Platforma betonată face legătură cu intrarea cu poartă.
Da. Și fata școlii va fi pasul deturnat pentru parcare. Vine mașina cu lapte cu cornul, vine o ambulanță cu salvarea spesară. Ei nu poți să lași pământ acolo, o să faci. Vine, va fi astfel, ca să ai vorba. Și nu am dat toată această arei. Domnule, nu am fost ca domnule, am aprobat principiul. Frumos să treci la proiect aici, deci fac toate chestii care le-am făcut, așa cum le-am făcut, am fost la proiect. Am făcut prima dată, aprobat de principiu, după aprobarea de principiu, se trece la proiectare, am făcut dată proiectare, a ieșit la proiect, și a ieșit sumele de proiect, de general. Și acum apropo indicatorii. Deci dacă... pe 15-a 7-a, un moment, pe 15-a 7-a, a fost așa, proiect de hotărâre de aprobare a investiției extindere trotuar pietonal în comuna Cașin, zona centrală a comunei, de la sediul administrativ al primăriei, până la producție și... da? Până la prebe, așa. Și alt proiect de hotărâre, lucrări de amenajare teren sport și realizare platformă betonată acces școală Cuița. Deci s-au aprobat investițiile. Nu urmă aprobă investiții să trece la proiectare. De exemplu, vă spun că la centralele betonare suntem în faza de ridicare topo. După ce face ridicarea topo, că este foarte greoaie, că sunt vreo 5-5 catastrale, că orice drum care este taie de un tețian, apare o altă catastral, proiectantul va trece la proiectarea propriu-zis. Urma măsurătorii date de documentism. Aici la școala poliției s-a făcut mai regătit, fiindcă ridicarea tot este făcută, chiar și în tabulare. Deci terenul la școala poliției este ridicat și în tabulare în anul 2012. Avem o tabulare cu acest teren. De-aia s-a putut ridica pe repede, la cel cu aleile petronale, de-aia n-a venit indicatorul la în ședință, fiindcă durează ridicările. Și până se face și în tabulare, primul proiectantul, urma măsurătorilor și codurilor date de documentism, că va face proiectul respectiv. Să-mi bat, doamna contabil, pentru investiția asta, favoriza. Ai văzut că am scris în listă 40.000 anul ăsta. Deocamdată atâtea sunt. Bine, haide ca să nu știți, mă scuzați, poate trec peste ce e. Domnul primar, atunci în iulie, când dumneavoastră a spus de amenajare teren sport, eu sunt întru totul de acord cu această propunere a dumneavoastră. Eu am înțeles că este vorba de o amenajare ușoară a terenului, cu suprafață de joc, pentru ca, cum a spus și domnul Vrânceanu și domnul Brânză, copiii să aibă unde să joace acolo. Nu s-a pus problema unui teren de sport, gen pe care îl avem noi, stadionul ăsta, care ne-a costat în jur de 5 miliarde de lei. Cred eu că noi, comuna noastră, ne permitem acum să mai investim încă 5 miliarde, am aprins 40 de miliarde, 400 de ani. Ca amenajare, ca suprafață de joc, să se însămânțeze. Dar ca să amenajezi un teren de sport cu tot ceea ce trebuie, cu tribune, cu cabine, cu, cum spuneți dumneavoastră, unde să fie, o să fie costisitor. Eu am zis, amenajare ușoară, ca dar terenul ăla să poată copiii de la Curița să antreneze, poate foarte bine să vină cum joacă acum, poate juca meciurile oficiale, să poată să joace aici. Dar pentru antrenament, pentru un teren, nici nu știu dacă va fi omorogat, dacă e la ăstea și... Mă rog, dacă știți mai bine decât mine că se poate fi omorogat, asta e cu altă parte. De asta spun, haideți să nu confundăm una cu alta. Atunci eu, personal, sunt pentru amenajare teren sport, o amenajare ușoară, așa, suportabilă, ca să o numim așa. Nu? Dacă ne permitem. Dar nu putem să facem, domnule, din comuna Cașin, numai o comună de fotbaliști, orașul ăsta de 30-40 de mii de oameni, au 3 stadioane, n-au o echipă de Liga a 5-a, iar noi avem două în Liga a 4-a. Este foarte bine, că ne place fotbalul. Dar nu știu dacă ne permitem să facem un stadion de nivelul ăla. Deci rețineți, dacă ne permitem să facem și sunt bani, și sunt toate ulițele asfaltate. Și eu am călcat pe niște bălți acum care am venit de la 30 de metri. Dacă sunt bani și noi nu avem în vedere să facem cât de cât o infrastructură și ducem câte 40 de mii, ducem acolo 400 de mii, ce să pot face cu 400 de milioane anul ăsta? Investiția de 70 de mii? Da, sau am pasat niște valori. Dar eu asta am crezut. Da. Vă rog să mă scuzați, sunt pentru fotbal, să joace copiii aia. Dar pentru un teren amenajat așa, nu la standarde de a se discuta acolo, am zis, pentru antrenament. Este foarte bine, dar dacă vrei să faci stadion și sunt bani și doamna contabilă, eu sunt de acord să fac un stadion acolo cu tribune, cu 200 de locuri, cu câte vreți. Dar așa am zis că se face, că știți,
Când s-a început lucrarea, când a început domnul Budelache acolo terenul, a fost foarte clar în spune, domnule, eu am fost unul dintre cei care l-am susținut, domnule, nu poate omul ăsta să susține el toată investiția acolo, hai să fim serioși. Iar la început a făcut cu forțe proprii cât a făcut, gata, s-a blocat, nu mai poate, haide să-l ajutăm și noi. În sensul ăsta am spus. Dar, mă rog, dacă ne permitem și Consiliul este de acord, hai să facem un stadion acolo, dacă sunt toate făcute. Revin, nu m-ați întrebat un pic. Da. Nu zic că nu sunt de acord. Că e 70.000 de euro, că e suprafață mai mică, că e mai mare. Clar, la Cașa s-a făcut un teren de fotbal, probabil și la Poița se dorește o localitate, fratele mai mic, preiau citat. Dar, eu mă întreb pe doamna contabilă. Din credit, din credit, dacă sunt de la 70, de la 400.000 de lei până la 70.000 de euro, mică, mare diferență. 10.000 de euro până la 70 de lei. Noi știm că mai avem niște împrumuturi din bancă pentru menajare. Ce avem? Am făcut împrumut din bancă pentru a... 179.500. Păi, mergem... Noi trebuie să... După 7 luni, cel târziu, dar numai cel târziu în 7 luni. Nu știm că să facem 7 luni într-un an, în 3 ani. Dacă avem 7 luni, mă scuți un pic, dacă avem 7 luni de credit, până nu dăm înapoi, o să plătim 13.000 de lei, dobândă-și comisioane. Dar dacă îl dăm în 3 luni, cum ne dă banii apelul, o să plătim 6.800. Nu, cred, ăstea-s vorbi, noi am votat. Un împrumut bancar. Nu știu, da. Consilierii nu au cunoștință de cauză. Repet. Cu ce termen s-a făcut un împrumut bancar? Da, acum spuneam. Când spuneți, dăm vorbei... Deci de șapte, pentru șapte luni, dar nu mai mult decât ne dă banii acolo. Așa o fi. Ne permitem să facem, să ne angajăm în alte investiții, avem bani, pentru că noi avem... Deci am spus 40 de ani. Avem restanții la o... pentru... modul pietonal, cu banii împrumutați din bancă. Acum am vrut să facem o investiție la Poița de 70.000 de euro și nu avem. Dar este tot frumos că ați explicat, fie este o care nu ați vedet, vă filmat și cetățenii vor înțelege altceva. Împrumutul pentru pod nu se face ca să facă podul, se face ca să facă podul, dar banii vor fi primiți până la 31 decembrie la fir. În momentul când vom primi banii, doar ați spus un lucru. Acest împrumut este făcut pe perioada de 7 luni, dar nu se va duce la 7 luni, până la 31 decembrie, a firmei ne va da cota parte. Deci, finanțarea lor, atunci a votat toți banii la bancă. Dar trebuie să analizați că împrumutul ăsta se face ca să se execute niște plăți. Și plăți, da, nu spuneți lucrul ăsta, că dacă nu spuneți, nu înțelegeți nimic. Asta spune domnul Brancius, asta spune domnul Brancius. Eu l-am înțeles, dar n-am spus. Dar dacă încetarea cu dumneavoastră ați aprobat acest împrumut, s-a explicat sau cu motivați cu motivii, de ce se face împrumutul? Se face pentru plata unor plăți, cu cei de la firm. Înainte și au plătești lucrarea, cum dau ei banii? Niciodată la firm nu dă bani înainte, dar se face lucrarea. Deci podul este făcut cu banii europeni. Banii europeni. Iar banii ce acolo i-a făcut. Nu i-avem pe toți, facem împrumutul și când i-avem, dăm un plăt. Atât i-a aprobat la firm, 40% avans. Banii care ai spus în perioada 23 septembrie, 30 septembrie, vor intra. N-ai intrat până acum niciun bani. Dar vor intra cu siguranță avansul. Diferența, le plătim noi diferența. De-aia facem împrumutul de la bancă, pe care când va da ei banii afirul, pot da bani la bancă. Și eu sper că apoi în 31 decembrie se întâmplă acest lucru. Cum s-a întâmplat și la 3 luni. Dă o bani de la bancă. Haideți să închizi ce e doar credit de bancă. De la până la 70.000 de euro pentru această investiție la Poița, avem numai 10.000. Ne putem, Consiliul Local, să poate amprena în acest vot, să fie de acord, ar fi bani, mai avem alte datorii, mai sunt plăți de făcut, de exemplu, la școala Curița, la șantierul de la școală, mai sunt plăți de făcut. Deci încă 25.000 mai trebuie prins și un buget. Atât. Atât. În ce stadiu? Sunt trecut de 50%. Nu știu în ce stadiu. De 4 miliarde de cât s-au achitat? Încă 25.000 de lei. Deci s-a achitat 284.000. Deci mai trebuie aproximativ. Păi 25.000 de lei. Atunci s-a achitat numai 17.500. Deci fără aia. Deci la școală se suprapună. Deci ăștia îi aprobăm 17.500. Și mai trebuie 25.000. Spuneți așa clar, ca să înțeleg. Da, dar deci investiția în modernizarea școlii Curița s-au achitat 2 miliarde și ceva. Până la 4 miliarde și ceva, cât e lucrarea finală, înțeleg că s-au achitat
cam ajuns de jumătate. Am dreptate sau nu? Nu, domnule, că trebuie 25.000, 250.000 de euro și care toată sunt scoală. S-au uitat 4 miliarde și mai sunt mai 250 de euro. Cred că de așa. Fac, uitați-vă. Exact, deci 4.62 + 2.67 = 362.947 + 3.427 = 324.000 Avem 325.000, corect, da, mai avem acum 17.500, care i-avem în buget acum la aprobare și mai avem încă 13.000. Deci mai trebuie cu 25. Diferența s-a achitat. În jur de 280.000 s-a achitat. Deci mai trebuie 250 milioane bani vechi, da? Așa să spun. Deci, în afară de ce s-a aprobat, mai trebuie încă 25.000. Da, atât. Hai să-i aprobăm, așa. Și cum? Da, ce îmi place că vă scrie. Așa, da. Da, Da, sunt de acord cu rectificarea bugetară, nu mai au probleme economice, doamna trebuie să știe să le facă, că dacă nu vine cu e complicat. Nu cred eu un singur lucru, că într-o lucrare de anvergura celei de la Curița se pot băga, mă refer la treaba asta cu betonatul, păi, două avize pentru aceeași sumă și justificarea în spate. Nu cred. Nu trebuie făcut dosar? Păi proiectul, dar nu vă proiectez. Nu vă aduceți, că l-aduceți de aia pentru mine. Eu știu ce vorbesc. Nu cred că este posibil așa ceva. Dar mă rog, fiecare spune ce vrea să spună. Proiectul de hotărâre de investiție cu terenul de sport și asta. Aș avea aici un singur lucru de spus. Se finalizează cât de curând. Eu am trecut și m-am uitat și eu. Nu am fost în urmă, așa, pe afară, m-am uitat și... Este superb ceea ce s-a făcut. Dar v-aș ruga din tot sufletul să facem în așa fel ca să facem o împrejmuire corectă a acestui teren și acestei școli, pentru că știți ceea ce a fost acolo și în ce hal arăta clădirea în momentul când ne-am apucat. Nu știu dacă mai erau 20 de geamuri întregi. Nu era niciunul. Niciunul. De asta zic, haideți să facem ceva ca să avem acea împrejmuire făcută, dispăruse și bețile alea, blemele de la gard, știți ce era acolo, așa. De asta zic, e păcat să investim și să ne trezim iar încă șleacta de copii de vedei care mai sunt și ai noștri să mă ierte cineva dacă greșesc cuvântul, așa, sâmbăta și duminica mai fac și stricăciuni. Știți? Și să ocolim acest lucru, să-i facem pe toți să înțeleagă că e un bun al lor și ei să se folosească. În ceea ce privește terenul de sport, nu-mi permit să vă dau dumneavoastră un răspuns să se dea primarul, dar vreau să vă spun că terenul de sport de la Curița era foarte bun ca suprafață, dar nu era perfect de nivelat. Nu, era în pantă. Era în pantă. Se vedea așa. Și s-a făcut acea lucrare, s-a arat pur și simplu, s-a scos ce a fost pietre și așa mai departe. Și s-a făcut o suprafață plană. O suprafață plană și aici se referea toată lucrarea. Eu am fost cel care am spus în ședința trecută, așa este, că doresc să se facă, pentru că copiii joacă fotbal pe stradă.
la punctul 2. Am zis punctul 3. M-a rezolvat doamna Gabi, nu mai are, la diverse. Dar aș vrea să fie și domnul primar aici. Referitor la conducta asta cu domnul Scripcaru, cu metanolul ăsta, eu am spus, mi-e prieten și să fie cu iertare, i-am spus și lui, trebuie să vedem dacă este legal tot ce facem. Nu putem să facem ceva și să ne trezim că am făcut un rău inclusiv lui. Urma, după ce știu eu, la terminat ședinței trecute, am solicitat și a spus că dânsul va aduce de la Curtea de Conturi, pardon, și de la dosarul care l-a avut la terminal, treaba aia cu consumul de apă pe 22 decembrie. Nu știu dacă a adus ceea ce a promis, dar dacă a adus, în ședința următoare, cum s-a propus pentru așa, vom vedea exact ce s-a adus și ce s-a făcut și să fie un material, probabil. O paranteză, a adus răspunsul de la Curtea de Conturi, domnul Scripcaru? Nu. A zis că l-a adus în 2-3 zile. Aici a fost. Dar din datoria noastră sau? Nu, eu am făcut că am și eu la Curtea de Conturi, un inspector care m-a făcut tot timpul când fac hotărâri cu investiți, că nu m-a făcut greșeală și mi s-a spus că nu, din punct de vedere legal, nu putem face acea investiție. Eu am alte informații, că o primătură instituției, când poate încheia de la o societate, un utilaj, un tractor, un camion, o basculantă, la fel și de la acea societate, poate încheia o conductă. Eu am alte informații și mi-e rezonabile, nu vă leagă, nu aplică, am alte informații, vă spun. Că la bunul de interes public, de interes public, deci în bun de interes public, adică arătează cu bunul cu apă, se pot expropria cu statul român. Una e evaluat cu voi, cu domnul Scripcaru va fi evaluat cu conducta și va fi plătit la prețul evaluatorului și va fi expropriat cu statul român. Exact, se expropria de terenul la cei cum se fac autostrăzi, drumuri și alte, investiții sau obiective de interes public. Asta da, asta vă pot spune că poate întâmpla lucrul ăsta. Cu voia sau fără voia dânsul. Și vă mai pot spune un lucru. Am făcut în teren, am făcut teren și am făcut un studiu. Dacă vă fi nevoie și domnul Scripcaru întinde coarda, a făcut o științare vineri că ne va opri apa, eu am științat toate organele statului, inclusiv prefectura, ISU, DSP, DSP Bacău, DSPSA și apele române. Și grabul și Sechiau, prin care i-am informat de intenția dânsului, la care toate instituțiile mi-au spus în momentul când va face o instituție anunț și vor ieși probleme foarte urâte pentru dânsul. Nu are voie să ne oprească, toate că este un acord în 2009 semnat între el și primarul de atunci, prin care dânsul îi dă acordul ca comuna ca să fie brașată la conducta dânsului, acel acord rămâne în vigoare. Dacă dânsul ar avea de gând conducta să iei o altă știu, alte destinații, asta da, le poate știința, le poate da un termen rezonabil prin care comuna Crașe să-și facă o altă opțiune dată, prin altă parte sau altă parte. Și trebuie făcut tot așa, un acord scris în ambele părți, să reziliază. Da, un acord scris în ambele părți, să va rezilia urma ceea ce se întâmplă. Doamna secretară, când a venit în concediu, a avut cunoștință de cele întâmplate și a făcut un document de referat, un raport pe care îl va citi doamna viceprimar. Și după acest raport, vă rog să fiți foarte atenți, pornind de la acest raport, vom purta și noi discuțiile și vom lua hotărâre în ședința de Consiliu Local. Chiar un mic doamna Gavi. Trebuie să luăm la ianuarie să fie avut discuțiile astea cu pompierii, cu... Dar trebuia până în 2010, când s-a făcut pe domnul Scripcaru. Și așa pe domnul Scripcaru. Da, a ținut pe domnul Scripcaru 7 luni, acum l-am mai dus o lună, în poate poziții să treacă și iarna și era bine să fie informat de timp sau să ce e. Făcut adrese la acest institut în luna ianuarie, prevenind această situație delicată. Trebuie rezolvate, probabil din mandatul trecut, să nu mai avem pe unele această responsabilitate. Dar în fine, s-a ajuns aici, acum nu mai putem da timpul înapoi, trebuie să rezolvăm cumva. Bine, rezolvul Curelea, rezolvul Soroiu, rezolvul Văleanu, Plăceanu, Vredeni sau Slavu, trebuie rezolvată problema într-un
produsă, dar numai ilegal. Corect. Nu-și bagă nimeni pielea la Saramură, cum să spun. Dacă vine Saramură pe conducă, o bagă. Da, subsemnată Popescu Monica Florilela, secretarul Comunei ca și Dreptul Bacăua, având în vedere faptul că la data de 4-a 9-a, când a avut loc comisia de negociere numită prin hotărârea Consiliului Local 34 din 15-a 7-a, precum și ședința Consiliului Local, în efectuam concediul legal de odihnă, prezint prezentul raport cu privire la legalitatea situației create între Comuna Cașin, SECE Conf Metalonești și SECE Craf Bacău, în baza documentelor și informațiilor ce le dețin. Și anume, adresa SECE Conf Metalon, emisă cu numărul 50, din 16.3.2015 și înregistrată la instituția noastră cu numărul 1815 din 17.3.2015. Referatul doamnei viceprimar 5.158 din 3.7.2015, prin care propune închirierea conductei, deci s-a propus închirierea conductei, de apă ce alimentează Comuna Cașin, conductă proprietate a SECE Conf Metalon SRL Onești. Hotărârea Consiliului Local numărul 34 din 15.7 privind aprobarea constituirii Comisiei de Negociere a prețului închirierii de la SECE Conf Metalon Onești a conductei de apă potabilă ce alimentează Comuna Cașin. De asemenea, schița, încheierea din 23.7.2015 a biroului executorul judecătoresc Necula Sorica, executorul judecătoresc dosar 449 din 2015, executare silită SECE Conf Metalon SRL, înștiințare privind măsura copririi a SECE Conf Metalon SRL Onești, proces verbal din 15.2.2011, referitor la pierderile înregistrate la exploatarea conductei de apă a comunelor Cașin, Buciu și SECE Conf Metalon SRL Onești, proces verbal de negociere în privința prețului întâlnit de la SECE Metalon a conductii de apă potabilă ce alimentează Comuna Cașin, breviat de calcul privind chiria unei conducte de alimentare cu apă potabilă, adresa 6.919 din 8.9.2015 către Curtea de Conturi, contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare înregistrat la ADIP, numărul 556 din 29.11.2010, și la sediul CRAP ESA cu numărul 2006 din 29.11.2010. Deci contractul de delegare a gestiunii serviciilor. Procesul verbal de inventariere a bunurilor de recurs numărul 30 din 30.05.2012. În baza acestora, analizând documentele, cât și legislația antivolare, am ajuns la SECE CRAP ESA Bacău din dealul Cuciur, cu punctul de lucru din strada Serilor numărul 19 al SECE Conf Metalon SRL, acord de exprimat scris prin adresa numărul 8 din 15.3.2009. 2. S-a încheiat contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, înregistrat la ADIP, cu numărul 556 din 29.11.2010 și la sediul CRAB SA, sub numărul 2006 din 29.11.2010. 3. Prin procesul verbal de inventariere a bunurilor de retur, din 30.05.2012, comisia stabilită prin decizia numărul 182 din 15.09.2011 a directorului general al SECE CRAB SA și prin comisia stabilită prin dispoziția primarului Comunei Cașin numărul 185 din 25.10.2011, comisiile au procedat la inventarierea bunurilor de retur în perioada 1.10.2011 30.05.2012. Bunuri aparținând domeniului public al Comunei Cașin, aferente contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare. Subliniez faptul că în inventar au fost incluse doar bunurile ce aparțin domeniului public al Comunei, fără a fi inclusă și conducta de apă proprietate privată a SECE Conf Metalon SRL. Cadrul legal. Prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, Comuna Cașin a atribuit operatorului SECE CRAB SA Bacău furnizarea, prestarea unui serviciu de utilitate publică. Articolul 2 litera E din Legea Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, numărul 51 din 2006, cu modificările și completările ulterioare, definește delegarea gestiunii unui serviciu de utilități publice, și anume,
acțiunea prin care o unitate administrativ-teritorială atribuie unia sau mai multor operatori titulari de licență în condiții de prezent de legi, furnizarea, prestarea unui serviciu ori a unei activități din sfera serviciilor de utilități publice, a cărui sau a cărei răspundere o are. Delegarea gestiunii unui serviciu sau unei activități de utilități publice implică operarea propriu-zisă a serviciului sau a activității, concesionarea sistemului de utilități publice aferent serviciului sau activității delegate, precum și dreptul și obligația operatorului de a administra și exploata sistemul de utilități publice respective. Delegarea gestiunii poate fi efectuată și de asociații de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilități publice în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre în baza unui mandat special acordat de acesta. Deci așa spune articolul 2 din legea serviciilor comunitare. În ceea ce privește bunurile predate către SECRAM, articolul 4, aliniatul 1 din acea lege prevede: sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale, sunt bunuri de interes și folosință publică și aparțin prin natura lor sau potrivit legii domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale, fiind supuse regimului juridic al proprietății publice sau private a acestora după caz. Pentru a înțelege mai bine acest articol, prin articolul 2, litera J și litera K, se definesc următoarele noțiuni. Ce înseamnă sistem de utilități publice? Este ansamblul bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii, constând din terenul, clădiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente și dotări funcționale, specific unui serviciu de utilități publice, prin al cărui exploatare și funcționare se asigură furnizarea sau prestarea serviciului. Ce înseamnă infrastructură tehnico-edilitară? Ansamblul sistemelor de utilități publice destinate furnizării, prestării serviciilor de utilități publice, infrastructura tehnico-edilitară aparține domeniului public ori privat al unității administrativ-teritoriale și este supusă regimul juridic al proprietății publice sau private potrivit legii. Ca o completare, reamintesc că domeniul public este definit la litera 1 ca fiind totalitatea bunurilor mobile și imobile dobândite potrivit legii aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale care, potrivit legii, ori prin natura lor, sunt de folosință sau interes public local, ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz ori de interes public național. Și domeniul privat, totalitatea bunurilor mobile și imobile, altele decât cele prevăzute la litera 1, intrate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale prin modalitățile prevăzute de lege. Din analiza acestor definiții, în înțelesul legii serviciilor comunitare de utilități publice, se constată faptul că bunurile care pot face parte din infrastructura tehnico-edilitară, care s-a predat și care pot fi predate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare către Prahova sau Bacău, sunt numai bunuri ce aparțin domeniului public sau privat al comunei, proprietate publică sau privată a comunei. Deci, de altfel, în contractul de delegare, la articolul 44, proceduri contabile specifice pentru bunurile de retur, se prevede: sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale și se înregistrează în patrimoniul acestora. Sistemele publice de alimentare cu apă și canalizare sau părți componente ale acestora realizate în comun prin programe de investiții noi, realizate în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare cu obiect de activitate alimentare cu apă și canalizare, aparțin proprietății publice a unităților administrativ-teritoriale, membre, și se înregistrează în patrimoniul acestora conform legii 213 din 1998. Privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, modificările și completările ulterioare pe baza următoarelor criterii. Bunurile situate pe raza unei singure unități administrativ-teritoriale pe care o deservez vor aparține domeniul public al acesteia. Bunurile situate pe raza mai multor unități administrativ-teritoriale și care deservesc mai multe unități administrativ-teritoriale vor aparține domeniului public al
județului. Bunurile publice din patrimoniul unității administrative sunt considerate bunuri de retur și se înregistrează ca active în contabilitatea acestora. Concesionarea bunurilor proprietate publică a unității administrativ-teritoriale din componența sistemelor de alimentare cu apă și canalizare utilizate pentru furnizarea sau prestarea serviciului sau activităților de alimentare cu apă și canalizare este parte intrinsecă a contractului de delegare a gestiunii. Fiind autoritate publică, suntem guvernați de legea serviciilor comunitare de utilități publice numărul 51 din 2006, articol 3, și a legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare numărul 241 din 2006. Iar infrastructura tehnico-utilitară aparține domeniului public ori privat al comunului. În situația analizată, una este proprietatea și alta este închirierea. În consecință, închirierea conductei de apă de la SC Competalon este exclusă. Astfel se pune problema în cazul operatorului SC Crab. Potrivit articolului 29 alineatul 4 și 6 din legea 58/2006, gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operator regional de drept privat care pot fi societăți reglementate de legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare. Operatorii care desfășoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate, furnizează sau prestează servicii de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-utilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în formă scrisă, prin care UAT-urile, individual sau în asociere, după caz de calitate de delegator, atribuie pe o perioadă determinată unui operator licențiat în calitate de delegat care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de a furniza sau presta integral un serviciu de utilități publice, ori după caz, numai unele activități specifice acesteia, inclusiv dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-utilitară aferentă serviciului sau activității furnizate și prestate în schimbul unei redevențe după caz. În concluzie, având în vedere prevederile articolului 17, alineatul 3 din legea 241/2006 republicată, gestionarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare, respectiv exploatarea și funcționarea sistemelor aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare privind calitatea apei potabile și epurarea apurizate și în funcție de nevoile comunităților locale, starea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare existente, posibilitățile locale de finanțare a exploatării și funcționării serviciului, respectiv a înființării ori dezvoltării infrastructurii tehnico-utilitare aferente. Acordul scris al proprietarului conductei de apă, SC Conf Metalon SRL Onești, ce face legătura de la Crab cu Comuna Cașin pentru furnizarea apei locuitorilor Comunei Cașin. Faptul că în urma contractului de delegare a gestiunii, în numele și de seama Comunei Cașin, aceasta a atribuit operatorului SC Crab Ahău toate competențele și responsabilitățile proprii privind asigurarea furnizării prestării serviciului de alimentare cu apă, inclusiv administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă. Atât Crab Vesna Bacău, cât și Conf Metalon sunt societăți comerciale care cu siguranță au un contract încheiat cu privire la conducta de apă în discuție, dat fiind faptul că SC Crab poate să o execute silit ca urmare a neantipetului facturi. Consider că situația în care se află Conf Metalon nu poate fi rezolvată de Comuna Cașin, aceasta fiind imposibilitatea de a face acest lucru legal, și prin contractul de delegare a gestiunii către SC Crab Vesna Bacău, cele două societăți sunt în măsură să-și rezolve problemele cu care se confruntă. Una în calitate de proprietar a conductei de apă, cealaltă în calitate de operator. Acesta este punctul meu de vedere cu privire la solicitarea SC Conf Metalon SRL privind închirierea conductei de apă a acesteia de către Comuna Cașin. Prezentul raport se va prezenta Comisiei de Negociere și Consiliul Local pentru deliberare. Secretarul Comunei și membru în Comisia de Negociere, Popescu Monica Florinela.
Nu mi-aș citit doamna primar de la început, vă zic, de fapt, că o era... Concluzia. Cine vrea să mai documenteze, spunea, doamne, conform legii cu tare asta, asta și era un... Deci noi nu prea avem treabă de cât am înțeles. Acolo e crabul și cu... În ce relație se află crabul cu stricatul? Într-o relație bună. Proastă. Da, asta vrea să scoată. Haideți să terminăm. Dar cu cine are relație crabul? Întrebare. O să nu știu, pentru că am notat două chestii aici. Așa. Aș mai avea, v-a zis că domnul primar a venit, am rezolvat problema cu gardul. Aș avea o întrebare. Dacă se asfaltează și strada 22 decembrie? Da. Da, se asfaltează. Acum, da. Acum, da. De la Cașin, da. De la Cașin. Din cartierul Crășești. Da. Zona Crășești. Așa. Și primăverii se asfaltează, dacă se pune mai departe, e drumul în mijloc, ai spune și strada primăverii și asfalta 100 metri și altfel. Adică de la intrare, de la Stăneață, de acolo, da. Până la capăt. Da, da. Da. Nu de la Stăneață. De la depozitul în Stăneață. Nu, nu, nu. Apoi 20 de decembrie. Nu, nu, nu. Primăverii din coace de la Melodii. Da. 20 decembrie, 100 metri, primăverii, 100 metri, asfaltează. Da. Astăzi a fost singura zi. Am întrebat. Da. Așa. Aș mai avea de întrebat ceva tot la diverse. Dacă s-a primit răspuns privind adresa care s-a făcut cu apă, canal, canalizare până în 2017, așa, când suntem programați pentru lucrare. Știți că am întrebat. Da, am primit răspunsul. Așa. Da. Înnotați-vă și la urmă ne dați un răspuns, dacă se poate. Cu treaba asta, cu raportul care l-a citit doamna Gabi, pentru mine este clară. Conducta aia aparține lui Scripcar, am înțeles. Cum a cumpărat-o, cum l-a cumpărat-o, e problema lui. Apa cui este? A Craului. Cui plătim apă? Nu poți să dea pe lângă conduct. Cui plătim? Apa, banii oamenilor din Cașin, la cine se duc? La Crab. Nu avem probleme cu nimic. Eu care nu am apă, sunt separat, așa, e bine. Dacă se duc bani acolo, e bine. Așa. Aș mai avea o rugăminte. Nu vreau să ne ia în privare, nu vedea rău. Să vă mai aduc aminte cu consulta de casă. Eu. Tot de la bun. Ce să spun? I-am cam plictisit pe toți primarii care au trecut în acești 12 ani, dar n-am reușit să convinc pe niciunul să extinde consulta de casă pe Cașin și pe străzele din comună care nu au încă Vlașca și ce mai este de nu avem nici apă, nici gaz, nici nimic. Păi am cuprins aici. Da. Nici presiune la apă. Dar vă spun eu ce aveți, ce am și eu. Taxe și impozite. Avem plătit. Taxe și impozite la apă. Cine are pătrunde are bani? Da, da, da. Astea sunt problemele care am vrut să ridic. Dacă se mai iubește ceva, sau dacă am greșit prea mult, îmi cer scuze, cam atât. Mulțumim, domnul Zăceanu, de-a cuvântul domnului Bilebene. Sunt de acord că cele trei proiecte de pe ordinea de zi, iar la diverse, aș avea și eu două probleme. Am mai expus și la domnul primar acum două luni de zile. În 2010 s-a făcut aducțiunea de apă în spate la secetul dosei SRL. Aducțiune făcută cu banii de la Apia pentru crescătorii de animale. Acolo a fost o problemă, s-a rupt conducta și de două luni jumătate nu mai avem apă la animale. Deci nu mai vine după pârâu, nu mai vine niciun fel de apă. Și a doua problemă, deci în numele tuturor fermierilor din Cașin, acum două zile am întâmpinat o problemă aici la primărie, deci
venind de la primărie, m-am întâlnit cu un fermier care a fost anunțat pentru problemele de anul ăsta cu seceta. S-au făcut niște dosare de despăgubire de către biroul agricol și nu a fost informați niciun crescător, niciun fermier din comun cu această problemă. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Femene. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, eu eram la da. Așa, am să loc cu punctul 3. Mă bucur că doamna Vintoacă, nu trebuie să fii supărată doamna Vintoacă, așa e democratic. Eu, mie, de exemplu, mă mai uit la televizor și nu-mi plac chestiile astea când vine unul și își anunță, băi, vreau să candidez pentru nu știu ce post la, eu știu, președinția unui partid. Și vine unul mai mare, îl trage de urechi, a doua, a treia zi, spune, nu mai vreau să candidez eu, las numai pe șeful, probabil. Dar noi nu, vreau să fim un pic de democrație. Dați voi să vă întrerup și să-mi dea Dumnezeu să ajungeți la putere, nu știu ce o spuneți dumneavoastră, și să vă văd ce o să faceți. Da, da. Asta vă urez. Asta vă urez. Din profil. Asta este. Din profil, Daniel Semin cu președinte Consiliul Județean Covasna. Mulțumesc. La mustață. Nu asta. Deci, haideți ca să trecem la chestii serioase. Îi doresc doamnei Vintoacă, pentru că eu știu că pe vremuri mai era încă, a fost reprezentant al Consiliului Local, domnul Tudose, și eu am o stimă pentru telul. Dar pentru ceea ce se discuta acolo în Consiliul de Administrație al Școlii, și-a dat demisia. Eu sper ca dumneavoastră acolo să fiți un reprezentant și care să ne mai și informați ce se întâmplă acolo la ședințele. Bănuiesc că nu se fac așa de des. Să trec la punctul 2. Deci eu sunt de acord cu amenajarea terenului de sport acolo. Eu v-am spus, pe mine mă interesează acolo la Curița, mă interesează suprafața de joc. Restul... Este parametru. Cum? Este parametru. Suprafața de joc. Acolo pot fi dirijate meciurile de copii. Se pot face multe lucruri acolo. Pe mine mă interesează, aia mă interesează pe mine, suprafața de joc. Dacă noi vom cheltui bani să mai facem cabine, când avem o școală acolo și putem... Eu n-am fost de acord cu etajul să se facă acolo, dar ceilalți colegi ai mei care sunt și acum a adus în discuții domnul Curelea cu domnul Mășo, că s-au cheltuit în jur de... ajungem aproape la 4 miliarde, eu sper să fie numai ăștia 25 de milioane care, sau 25 de mii care mai avem de dat pe lângă ceia. Că mai apar. Atunci am spus într-o ședință acum câteva luni, nu mai aprobăm niciun fel de sumă, atâta să fie, atâta, nu știu cum mai apar, cheltuiam neprevăzut. Și nu e vinovat primarul de chestia asta, dar bănuiesc că constructorul a făcut ceva în plus sau că fi realizat el pe acolo. Haideți să găsim o destinație în spațiilor alea, să nu le facem așa numai de ochii lumii, am acoperit ce am făcut, ca să nu cheltuim bani acolo, că zic că ce președinte asociați, nu cheltuim cu cabine acolo. Nu sunt vestiali date cabine, date în proiectul meu. Foarte bine. Dacă nu sunt, știți ce vreau eu să fie acolo? Fântâna aia mai bună? Cea mai bună. Nu bună apă, să poți juda, stadionul, să poți să iei la apă. Domnul Băleanu. Cea mai bună apă, pot arăta din comună. Dacă îmi dați voi, vă duc voi cu sus. Nu, îmi arăt. Deci, vreți eu din bani și cu instalații. A dus apa domnul Curița, băgat într-un bazin, este acolo prin acasă și pleacă de parte sub teren. Fântâna nu are de sub metru de apă. Nu va face, face niciodată sub teren. Și aici arăt să-i jubi postul. Instalații de dăudată apă. Deci trebuie pompă să trage apă domnul Curița, bazin sus, 5-6 tone, care se bage apă și acolo pe ceva mai departe, se pune terenul. Aici este o problemă. Aia trebuie să aducă eu, trebuie să vedeți dumneavoastră. Noi am făcut frântână la stadion și ne folosim de ea. Nu faci ce ai față. Ai de venit cu zapă și nu faci. Dar eu ce spun? Și nu din gata. Ce aprobăm, noi aprobăm după aceea mai scrie niște tecine. Dacă dați voi, vă aduc voi să studia, să vedeți să iei cacat. Nu se întâmplă. Ce cheltuiel? Nici cheltuiel nu am așa, că nu mi-i sămânzat. Dacă cheltuim atâția bani, lăsați platforma aia betonată pe mașină, mai poți sta un pic și pe pruntii și pe... Zic eu așa. Până la poarta școlii de asfalt, acum aș da tot îți merge un mocilă. E mocilă, bă, e pământ. Să fii mocilă, dar e pământ. Nu mă ce plac mașină, bă, să da, 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 da
domnule, știți cum vreau să facem? Biscuiți, nu cu beton, biscuiți să facem, dacă nu. Văd aici, de ce sunt de acord cu terenul de sport? La punctul 1, la rectificarea bugetului local, văd aici, la capitolul 74, mediu cu suma de 10.000 de lei pentru activități de ecologizare. Ce facem cu banii ăștia? Să nu cumva să-i dăm, că știți, eu știu mersul, dăm bani de aici să plătim gunoiul la ăștia, la consel, că nu putem încasa bani. Asta se face? Dacă se face asta, spuneți-o primar acum, nu voi chiar. Vă dați cu domnul. Așa, foarte mult. Să-mi dați cu domnul. Nu vă las, pentru că el și nu dat aici. La asta. Bun. În rest, pentru că haide să, pe lângă altele, să găsim o modalitate și noi aici, Consiliul Local, cu dumneavoastră împreună, care este procentajul de colectare al taxei de salubrizare, de salubritate? Așa, aveți o idee? În altă zi, ești 100%? Boierea plătesc, nu știu. Vorbim pe noi. În câte nașii de 60%, în curte mă 49%. Procent de aproximativ, procent de aproximativ. Ca să știu. Dacă eu vă spun, dacă banii ăștia, nu sunt de acord cu bugetul, dacă banii ăștia de la mediu, cum vreau să facem ceva pe un prânz, să mai amenajăm ceva, să mai, că sunt o grămadă de lucruri de făcut. Eu cred că ar trebui să aveți în vedere la podul ăsta care se face în Boc, să se facă o chestie, ce-am făcut noi, gabionare. Să facem și înainte de pod. Dacă s-o rupe malul ăla pe acolo, podul ăsta se duce. Că nu-i prea înalt așa, după cât am văzut eu. Mă rog, să nu fie probleme. Că sunt și bani cheltuiți acolo, chiar dacă nu sunt din bugetul local. Și ce vreau să vă mai... ăștia au mai făcut un teren de sport? Ar fi pot ăștia sau cum îi cheamă? E de proiectat, autorizat și toate tot ce a făcut proiectatul, el a făcut un normativ de care cu rigoare. Nu face proiectul, el spune cu normativ și spune pe leată nu pot fac, ce pot să-i fac între ele, pot respectiv, respectiv. Și a mers cu mine, 45 cu 90, că atât de bine fie în urmă respectiv, nu poate să facă 100 cu ce idee. Că n-are multe să plătească. Da, asta este. Dacă am mai făcut, eu v-am spus. Eu sunt de principiu să mă duc să văd dacă am făcut undeva un teren de fără sau o casă sau aia care, sau constructor sau pe cine punem noi atunci și vedem că ăștia care au făcut aici nu cred eu că au fost și am. Deși terenul arată bine, dar nu e în condițiile la banii pe care i-am plătit, eu cred că se putea și mai bine. Mă refer la suprafața de joc, pentru că ei au decopertat și au făcut munții aia de pământ acolo. Nu știu dacă un proiect prevedea ca să pună tot același pământ, să nu-l selecteze, sau era un proiect să aducă pământ vegetal și ăla să o ducă în altă parte și... Asta e părerea mea. Și acolo, dacă se mai poate duce, eu știu, în stradă pământ vegetal la Purița să facă stadionul ăla, ar fi foarte bun, că... Deși va fi greu. Nu știu eu dacă va ieși suprafața de joc, dacă... Nu ca suprafață, ca și dimensiuni. Vreau să spun, are drenaj, ține apă, nu ține apă. Că aici, știți că aici s-a... Asta nu ține, sunt în fără niciodată. Da. Foarte. E uscat terenul ăla, uscat terenul. Eu cam așa. Mulțumesc, domnul Goleanu. Domnul Geru. Da. În primul rând, vreau să zic că se ia acum, că n-am ce să fac cu proiectele de ordine, cu bugetul. Aici cu... Nu vreau să-l copiez pe domnul Valeanu. Se de acord cu amenajarea terenului. Nu se... Se cheltuim, i-am sume enorme acolo pentru, știu eu, cabine, duș și așa mai departe. Și... Deci de amenajare sunt de acord. La punctul 3 e rezolvată cu doamna Gabi. La diverse aș vrea să accentuez, sunt probleme foarte mari pe valea mea acolo, începând de la domnul Geandrădorin,
am venit și eu cu un dute acolo cu apă potabilă, să zice, de la noi, nici potabilă nimic, are o culoare, să ziceți că vine de la Cagan. Și nu este presiune. Nu se poate folosi nici mașina de spălat, nici duș. De o săptămână, credeți-mă că trebuie să aduc capul, să bag în fântână, că n-are nici puterea mea de apă, că n-a plouat. Dau drumul la hidrofor să poți să spăl la mașina de spălat. Vă rog să mă trezi. Deci, ceva care e multă bani. Cu drumurile astea, a fost și domnul consilier Făreanu, acum zilele astea la noi, în Blașca, nu poți să treci nici cu cizme de alea șor. Când plouă pe acolo, întrebați în ce... N-am avut cizme, am avut pantofi și am venit cu un aglez în apă, fără niciun fel. Așa. Deci, vă rog să facem ceva acolo. Dom'le, nu face strada acum, dar hai să mai punem niște balastru pe găurile alea, că nu mai știu ce să mai... Dacă vine o mașină, te stropește, te murdărește, te... nu știu unde să te ferești. Și a treia este cu gunoi. Știu că lumea are acolo, e mai puțin, dacă nu știu eu, nu știu cum să mă exprim mai bine, poate și financiar, poate și... Nu prea au bani de plătit, nu prea au, într-adevăr. S-a lăsat două... Pubere. Așa, acolo, lăsică la partea lui Filip. Îți pline de 2 ani de zile acolo cu mizierie. Când treci pe acolo, zici că treci până un white, ca să nu exagerez. Toată lumea arăncă la... Dom'le, dacă nu au bani, au de luat bani pe lemne, ia, au ajutor social. Îi prindem într-un fel și le luăm bani, dar hai să luăm cu noi și de acolo, vă rog, că nu se mai poate trece la bani. Fiecare face aruncă la foaia întâmplării. Nu are, nu e nimic la locul lui, așa, să vedem și noi, să implică cineva. Eu de săptămâna asta, până spune, am fost acolo, domnul Gerusa. Unde sus? Până la Vas, la Filip, la Fănică, în spatele la Andreea acolo. Da. Și acolo am fost. Și te-am văzut și acolo? Am ecologizat, să dau foc. Nu le-am dus eu. Le-am stat de vorbă cu toată lumea, în zic așa. Fraților, în spate așa ceva. E groaba din curte și duci în... Păi, că dacă ar veni și la noi mașinile alea să ridice gunoaiele, păi, l-ai zis că n-a pus acolo, l-ai filmat și l-a dus și l-a... Ce-i faci? Ce-i faci? Trebuie să facem ceva. Dacă vede că e nu să ia, să ridică... De-aia merge și cine o plătește? Tot Consiliul Local. Păi nu, noi, de-aia merge lui și el nu plătește și... Deci aș mă merge, nu-mi dă așa cu mine, iar câte mai încarc. Nu plătește, că de-aia are nevoie de o hârtiuță de la primărie. Dai 10% bani din plasa de momente, dar nu sunt dat. Care e luna Crăciunului? Care e luna Crăciunului? Care au spus că cealaltă, spus că cealaltă de la poștă. Eu pot să mă duc la poștă să stau la spatele lui și iau bani. Dar banii cred că nu e combustibil, combustibil în rulele aici? Nu așa? Nu se poate lua niciun bani, fără că o sunt în unul omului. Exact. A forțat mâna cuiva când ai o definiție și ei te-a avut un punct. Deci ai zis cu un dosar la altă parte și tot spuse. Ei, dar în roșu frumos, domnule, să plătească. Deci nu, adică până cât timp nu este o educație, un bun simț, o disciplină, nu aruncați cu noi, dar ei aruncă practic cu noi și în grădina lor. Mergem până spate, până la campioare, tot timpul trebuie doar vicii de mare a fost, de dovadă și supuna trecută, unii iau grădini în spate și ei aruncă cu noi în spate de grădini, unii sunt campioare, deputate. Anul ăsta mai cu lucrarea cu cei de la Pernomoni și a făcut de bol. Și aruncă cu noi acolo. De ce? Și aruncă cu noi, după ce să-i faci cu omul ăla? Dacă el nu vrea să înțeleagă, merge noi și strângem cu noi și facem curățenie. Știi, domnul Slavă, că am fost împreună. Când ai venit, uite și pentru tot de cu noi aici, acolo. Aruncați de cei de acolo. Băi, e lipsă de civilizație, e greu să facem noi civilizație și educație în 2 timp și 3 mișcări, adică într-un an, două. Asta se va face în timp. Generații se schimbă, dar de păcate este vin și cei tineri din urmă, am văzut și acolo zona aia, sunt tineri care trebuie lângă tine, vin și se cer ajutor social. Conform legii, trimite a forță de muncă, îți faci tot dosarul, cu aia lui dă de parte, trebuie să-i dai ajutor social. Apoi te întâlnești pe ei, te fidează și măcar bună ziua lui Zan. Adică nu e ideea să dai mie bună ziua, că sunt primar, da? Dar nu dă bună ziua nici lui doamna viceprimar, că este femeie până la urmă, o să-i dea din parte și face ceva de parte. Și să-i mai cer că ia lucru cu noi unde le vine și cum apuc. Dar vreau să vă spun, tot timpul să vă spun și doar aici primar cu cei, chiar cu ei, la pasul și ei, și o curățenie pe greu. Să arăt că ea se face curățenie și uite așa este
și ca să dăm amenzi, este o soluție, da, am amendat, conform legii. Dar amenda nu plătește când are cu ce. Da, domnul Brea, dar nu este că stric numai de zona de acolo. Dar nu-i numai zona de acolo. Nu-i numai. Numai da. Probabil nu-i numai zona de acolo. Hai să nu vorbim numai de cei de acolo. Probabil aveți... Nu, Băleac, a fost deschisă zona respectivă. Dar vă schidează așa și vă râd că n-ați probleme, că aveți o problemă de comunicare. Vreți să mai... să le explicați, să mai... Domnul Curele, a fost disciplinat, m-a dat dumneavoastră, ce aceeași probleme erau. Dar atunci, cum e comunicat? Mai înțelegeam cu ei. Nu cred. A, ce probleme era și atunci. Făceam părții în tot timpul. Fiecare când făceam părții la modul aceea și făceam părții în toate. Dacă unul din Curița sau unul din Vlașca pleacă la muncă în Anglia sau în altă parte, acolo nu face așa ceva. Nu face. Nu poate fac și nu poate să facă. Dar sunt ce rămâne după ei. Dar haideți până la urmă, ce face? Scuze că sunt toți. Și eu că ce scuze, nu-i civilizație, nu-i educație, nu-i aia. Domnule, dar nu numai noi, eu cu primarul. Stați și dumneavoastră, consilieri. Aveți aceeași responsabilitate ca și mine. Uite. N-ați prevăzut în buget, vreau să văd și eu acolo, domnule, la care sunt cele mai periculoase, că nimeni nu le știe decât nașul, doamna viceprimară. Care sunt cele mai vulnerabile? Puse camere de la vedere și vedem, uite, a dus Băleanu cu noi, și a dus și Mercuri, a dus și Joi, și nu plătește cu noi. Nu? Și pipistăm și așa, cum zice domnul Curelea, trebuie la comunicare, domnule. Nu-i frumos, duci cu noi. N-ai plătit luna asta până ai pus. Nu, n-ai plătit luna. Dar după aceea, și până la urmă, domnule, 2,50 lei, hai să nu fim, 2,50 lei de persoană, păi eu bere, nu mai bere. Păi nu-i dau, eu ce spun, dar trebuie găsit un mesfot, eu știu. O paranteză cu salutizarea asta. S-au mai dus niște vești așa, că se termină și 5 ani cu proiectul european. Că ne gândim la un alt sistem. Că în 2013 au mai fost o etapă când au fost cu vele prin și a venit o altă societate și a cărat gunoiul și a fost pe punctul de a se pierde firul. S-a creat precedent, da. Deci oamenii își mai pun aceste întrebări, funcționează, nu mai funcționează, vin să facă curățenie, nu mai vin, șoferiți nemulțumiți, nu-și au banii la timp, băia au zis directorul ăsta s-au gărit dat câteva luni, iar au zis la mânstria ca și ne-a fost o chestie interesantă luna trecută, la începutul lunii august, privind viitorul salubrizării Cașin. Nu știm dacă avem informații. Nu, n-am fost sub salubrizare. Aș fac serviciu public ca la fel de pentru de la unii, dar nicio treabă cu Olselul. Bă, și cunoșteați deci, acest subiect. Au trecut ăștia 5 ani în septembrie. Și oamenii au aceste nelămuriri. Și nu știu dacă va funcționa sau nu va funcționa această salubrizare. Noi aveam un consiliu, acest consiliu de la Mânăstrea Cașine, exista și de la noi, deci domnul da, s-a... Nu s-a ținut, eu am făcut, n-a făcut deodată o ședință și după aceea... Nu vreau să vă răspuns la ce a ridicat un... Nu fac ședințe de consiliu aici. Domnul Ugur. Da, să ne apropo să ne trec de Rosnea referitor la punctul 2. Eu cred că este necesar, până la urmă, și în satul Curița un teren de fotbal, fiindcă copiii de acolo, referitor la ce a spus dumneavoastră domnul Curelea, că în echipa Curiței fac parte un singur jucător. Sunt 5 copii, sunt mai mici, probabil de asta o să intre pe parcurs. Chestia care este? Noi, echipa este făcută pentru ca acești copii să fie exemplu pentru ceilalți copii care vin din urmă să vadă că prin sport, prin felul de a avea un alt fel de activitate față de cea de zi cu zi. Sunt copii de generația asta care sunt cei 5 din Curița, care au cu tot o altă ocupație, mai puțin sportivă. Să fie și nu sportivă. Lăsând sport deoparte, fac orice în afară de ceea ce trebuie la anii lor. Și de asta am zis că e normal ca acești copii să se dezvolte într-un cadru mai organizat și să crească altfel față de cum sunt copiii în zilele de astăzi.
Și de-aia am făcut și grupa de copii mici acolo unde sunt numai copii din Curița și din Cașin. Și ăia la fel să crească și să dezvolte într-un... Și de asta zic că este binevenită părerea mea această idee de a face aceste atât am modestă. Două cuvinte. În primul rând trebuie să încerc scuze că am avut o situație care dumneavoastră știți pentru întârziere. În al doilea rând, deja apa este oprită. Scripcarul a declarat că oprește apa. Și apa e oprită acum. De la ora 4, apa e oprită. Așa, s-ar putea să nu mai dea drumul până când nu se rezolvă. În al doilea rând, a zis că va acționa primăria în penal. Ce se va fi, se va vedea. Îmi fac o critică mie, ca și consilier. Totdeauna, cu entuziasm, am votat toate propunerile, ca ulterior să mă gândesc mai bine și să zic, bă, a fost necesar sau nu a fost necesar, a fost bine sau nu a fost bine. Ne facem acum proces de conștiință că s-a făcut școala și că să-i căutăm o utilitate, ca să nu fi fost făcută degeaba. Trebuia să ne gândim atunci. O parte din noi s-au gândit. Eu nu am luat-o ca problemă și se rezolve. În al doilea rând, cu terenurile. Vedeți cât de greu se descurcă. Azi la televizor arăta că patinatorii din țară lucrează pe cont, pe banii părinților. De statul nu dă cu nimic. La comună la fel. Credeți că terenurile de fotbal vor fi atât de utile când cluburi ca Dinamo, Rapid sau nu știu ce, nu se pot menține. Le-am făcut. Sunt bune, dar trebuie să întreținute. Cu ce le întreține? Părinții de aici contribuie ca să-și ajute copiii. Am jucat și eu fotbal și, într-adevăr, mergeam pe contul nostru, mai puneam noi bani de la noi, nu era chiar atâtea pretenții câte sunt acum și va fi foarte greu. Vedeți că facem niște investiții, dar trebuie să ne gândim mai atent atunci când începem să le facem. E bine că le facem, pentru comună sună frumos, pentru oameni sună frumos, dar utilitatea și întreținerea lor este o problemă. E foarte greu de întreținut și de rezolvat. Mă gândesc la echipa de fotbal. Nu știu prea multe amănunte și asta iară fac un proces de conștiință că ar trebui să fiu mai aproape de activitate, dar acum sunt pensionat și pot să mă... Să, dacă mă primiți, domnul Gurelea, dar nu sunt eu, eu sunt și eu ca domnul Gurelea, ca domnul Gurelea. Mă uit la meci, vă aplaud, în jur dacă da, e bun. Așa. Cam atât am avut referitor la treaba asta, dar nu aveam o problemă, pentru că am uitat-o. La și fi care? Și fi care? S-a fost necesitatea de declarație. Da? S-a fost la evidenție. Cât vorbesc pe domnul Tupac? Mi-am intrat, da. Bun. Mulțumesc. Mai dorești cineva? Da. Domnul Dușor? Da. Dar domnul Radu îmi surprinde din nou, din primoară. În altul este foarte teren. Doar că mai multe de ce. Ce vreau să spun? Da. Așa poate vă zic. E o problemă dacă s-a oprit apa. Adică trebuie să ne hidrofor în sensul ăsta. Da. Cred că domnul primar s-a folosit așa de un subterfugiu, când a făcut expunerea de motive la teren și la platforma de la Curița. În expunerea de motive a invocat doar motivul necesității spațiului de joacă pentru acei copii. Și în paranteză oral, așa, știți că acolo activează și o echipă de fotbal care momentan ne ține meciurile la Cașin. Deci pe scris nu este. Pe scris este copiii de la Curița au nevoie de un spațiu de joacă. Asta este în expunerea de motivă. Subterfugiu, poate pretențios spus. Dar era bine de menționat și faptul că este o echipă de fotbal acolo și... Dar ar fi fost poate un pic neserios. Domnul Voreanu, dați o nedumerire, în sensul că ați spus că n-ați dori să cheltuiesc o sumă foarte mare, dar s-a avansat o sumă. Adică dumneavoastră spuneați undeva la 300 de milioane, 400, dar s-a avansat o sumă de 70, am înțeles, domnul primar? 70 de mii de euro? Am întârziat dumneavoastră și de astea, 315. 312 milioane. Așa. 312 milioane. Temerea mea este... Era și sunt gând la gând cu domnul Radu. Să nu picăm pe panta obiectivelor
obiectivelor degeaba. Pentru că, vedeți, în școala aia s-a investit, deja avem, mă rog, 300 de mii, 3 miliarde și ceva. Mai avem 3 miliarde și ceva acum, mai avem și un drum asfaltat. N-aș vrea să fac o profeție despre viitor, dar peste vreun 2-3 ani am putea fi de protagoniștii emisiunii România Te Iubesc. Când o să vadă aia, vine aia pe acolo și o să vadă 5 copii la grădiniță. Și vedeți, s-a investit 7 miliarde, eventual acum niște geamuri sparte, mă rog, ceva ne folosit. Există și riscul ăsta, după părerea mea. Pentru Curița, iarăși, mi se pare sume foarte mari investite într-un loc unde nu sunt perspective foarte mari, nici demografice, nici de dezvoltare. Cred că este un pic riscantă investiția. Iarăși, vă amintesc că a fost eu m-am opus acestui obiectiv, modernizării școlii vechi, mă rog, susțineam construirea unei grădinițe noi pe terenul actualei grădinițe. Și atunci m-am opus, pentru că investiția inițială a fost de 185.000, deci 1.800.000.000, inițial s-a venit după aceea cu o rectificare de 400, așa, în care v-am spus după aceea în ședință că vedeți că nu este ultima rectificare și la fix o lună a venit una de 1 miliard și ceva. De asta cred că este undeva la 3 miliarde și ceva. 4, nu mai știu. Dacă s-a făcut cu 300 de mii, deci cu 3 miliarde, înseamnă că s-a obținut o reducere de la constructori. S-au construit în parametri mai scăzuți. Asta este, nu am ceva cu domnul primar sau cu omul. Eu am o problemă cu mod de a face administrație. Adică mi se pare riscant totuși sume extraordinar de mari investite în locuri care nu prezintă o perspectivă extraordinară. Uitați ce vă spunea domnul Slavu. E până la Greznea, nu are. La mine, eu sunt în aceeași situație. Deci, la mine, eu trebuie să-mi iau copii acum. Deci trebuie să-mi iau copii în brațe, deci nu se poate intra. Chiar m-am grăbit și am întârziat aici. Ne-am lăsat la uliță. Nu știu cum fi ajuns, cum până ne-am arătat. Deci, da, și este vorba de un mod de a face administrație pentru care nu sunt de acord. Dumneavoastră ați îmbrățișat majoritatea de cele mai multe ori. Nu fac decât să-mi spun părere. Și atât. Mersi. Mulțumim, domnul Bujon. La domnul primar aș dori eu când îmi răspunde de banii aia de la mediu. Să-mi spune și în ce constă cheltuirea banilor ăștia de 15.000 de lei pentru asociația sportive noi înființate. Am cheltuit și noi și Curița. Intră, în astea vreau să mă lămuriți dacă intră și arbitrajul pe care noi nu le plătim și le plătim la sfârșitul ăla. Să... Dacă nu mai dorești să ne ia cu bătul, vreau să intervin la urmă. Bine. Părinte, trebuie să spun două vorbe. Sunt de acord cu cele trei puncte de pe ordinea de zi. Și nu aș mai vrea să zic niciun fel de comentar, pentru că deja suntem la o întârziată. S-a direct la acțiuni diverse, în care mi-aș dori să expun trei puncte. La următoarea ședință îmi doresc ca reprezentantul CRAP de Comuna Cașin, domnul Fioia, să fie prezent la ședință prin care se reprezinte numărul de persoane raportate la conducta principală de apă și dacă aceste persoane au contracte individuale fiecare dintre bani. Doar atât. Vom vedea, pentru că sunt ceva suspiciuni din comună, că sunt persoane raportate cu abometru tot în regulă. În schimb, n-au primit factură de un an, de 2 ani de zile, n-au plătit un euro. Nu a mers reprezentantul firmei să-i citească abometru și să... Nu sunt suspiciune. Sunt evidențe, nu sunt suspiciune. Deci, din punctul meu de vedere, nu vreau să dau
momentan niciun fel de persoane din pădere, dar vreau să vină reprezentantul și să ne spună clar, domnule, sunt atâtea persoane raportate, atâtea au contract, cât sunt cu taxa mai zic, cât n-au plătit și cât sunteți de acord și dumneavoastră ca să începem. Au fost și cu chestia ea. Punctul 2. Într-una din ședințe anterioare, din câte mi-am amintesc, la o implicare din buget, s-au alocat 20.000 de lei pentru regularizarea pârâului Barea Bucior. Au fost prins. 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 Rugămintea mea este, adică vreau să știu dacă această lucrare se va mai executa și când. La punctul 3, comuna Cașin deține, deci Cașinul și satul Gurița, 4 biserici. Dintre care parte din ele sunt declarat de monument istoric și avem și una în construcție în satul Gurița. Domnul primar, o singură recomandăm și ar dori multe comune să aibă biserici ca ale noastre, ca și construcție, ca și pictură și ca și poziție. Deci rugămintea mea este, la următoarele rectificări de buget, dacă vor mai fi bani, vă rog tare mult. Să nu spui să facem 5 terenuri de pădă. Ca să ajungem să iei... V-am ascultat acest lucru. Să iei că l-am vizitit. Deci vă rog dar e mult așa, dacă vor mai fi bani. Haideți să alocați și pentru biserica din jos. Când considerați dumneavoastră că ar mai trebuie pentru a închide latura din fața bisericii a Împrejului. Deci v-am mai rugat și la alte ședințe anterioare, nu s-a mai prins niciun bănuț acolo, dar este o biserică atât de frumoasă. În schimb, în schimb, Împrejmuirea mai trebuie un pic rugat la așa. Iar pe doamna viceprimară, o rog tare cu persoane de la, cei care vă beneficiază la legea voastră, sunt 7, 4, 5, 6, sunt până la tine, vă rog. Haideți să mai găsim un pic. Unde? Nu știu acolo. Ce vale? Da. Și dacă se poate, un pic și să-i să ce mai tare să vă și mai să găsim la biserică și ne încetă la biserică. Să ne jurăm greși și ne încetă la biserică. Da. Asta e, deci una se mai duce acolo pe cei care i-au mormântat și mai iau. Eu am nimic în motiv, cu dragă inimă, pentru biserică oricând, dar... Și referitor tot la... Deci vă rog, haideți să nu plângem oamenii de străini. Mai alocați și la biserici acolo câte o guvernă din asta. Se adună foarte multe coloane în mormântări. Le aduce la punctele noastre de... colectarea bunului. Înfiguiți-vă că la trei învormântări sunt 20 de coroane, s-au întâlnit suferi de interese coroane. Și când un om de rând vine și își lasă de noi, îl dă da. Cred că mai sunt, da. Cred că mai sunt cuberi și ar putea să le completeze. Câți bani cred eu pentru un loc, pentru decolmatare de trăuți? Cine ține au fost 20 de milioane? Și au fost aprobați 20 de milioane. Da, 200 de milioane. Da, așa a fost. Da, da. Facem un credit în bancă pentru... Da, da. Deci eu atât am avut de spus. Da, domnul Roșu a terminat. Acum mă simt duplicat că vă dau răspuns la câteva întrebări. Domnul Reașu, dați vreți să... Da, 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 da. Dar nu știu dacă am vorbit data trecută, că suport cu memorie. Nu cred că am vorbit. Ca să nu mă repet, în primul rând vreau să vă mulțumesc că ne-ați primit în familia dumneavoastră. Este în familia comunității de aici, din Cașin. Rolul nostru și prezența noastră aici, eu zic că este binevenită și din ceea ce am observat, toată lumea este mulțumită, inclusiv și cei de la putere și opoziția, că prezența noastră este... utilă. Noi considerăm că ar trebui și conform și recomandărilor primite de la Clubul Român de Presă, fiind și am preelectorat și chiar și mamele
electoral, să încercăm la nivelul comunelor unde mergem, să nu fie împărtinitor. Deci, vă spun în mod public aici, ca să nu fie discuții, noi să încercăm să fim echilibrați, să nu ținem parte nimănui, ci doar să filmăm anumite evenimente culturale, că aveți o localitate plină de istorie. Îmi pare rău cu această ocazie, vă spun că sunt, merg într-un proiect de caritate pe 1 octombrie la Nevăzătorii, la Bacău, unde o să susțin un recital acolo și promisiunea e promisiune. Mi-ar fi făcut plăcere să vin să filmez cu premierele sau ce sărbătoriți dumneavoastră mai în vârstă care... dar noi o să încercăm și m-am gândit că la început proiectul nostru a plecat și a fost și recomandarea partenerilor noștri cu care lucrăm, instituții de presă prestigioase din România, cărora le trimitem corespondențe integrale și fac aici precizarea că noi filmările de Consiliu, de exemplu, nu le vom lua să le mărunțim noi așa ca presă, că ar fi subiecte senzaționale și dintr-un subiect mai mic face un subiect mare, cu un titlu, un simplu titlu. Dar ne-am gândit că totuși corect ar fi din partea noastră să prezentăm ședințele de Consiliu Local așa cum au fost, integral, fără a le lua la, pe puncte. Eu zic că este un câștig pentru toată lumea, inclusiv pentru cetățenii de aici, din localitatea Cașin, care vreau să vă spun că oamenii chiar țin legătura cu noi. Au aflat că suntem în zonă, Exclusiv TV este o televiziune tânără, înființată anul trecut, în noiembrie, face parte din grupul de presă Exclusiv România. Noi ne dorim tare mult să promovăm valorilor locale și nu să facem ca alte instituții de presă cam din chestiile astea și tot felul de chestii. Deci venim cu gânduri frumoase alături de dumneavoastră. Sigur că trebuie să aveți grijă întotdeauna și vă spun ca să fiu foarte clar înțeles. Tot ceea ce vorbi și tot ceea ce se filmează devine public și așa ședințele sunt publici, dar cu venirea noastră vor fi și mai publice, adică vor fi cunoscute la nivel național. Așadar, veți observa că ședințele dumneavoastră vor crește în calitate. Am observat că deja mulți dintre dumneavoastră prezentați unele aspecte și pentru public. Asta e un lucru pozitiv. Dezbaterile sunt extrem de utile. Ce să vă mai spun? Deci, nu numai ședințele de Consiliu Local vor fi cele promovate din noi, ci și chiar să poate o să vin, dar am auzit că e echipă de fotbal, poate mai ieșim și noi un pic din oraș, nu? Aici un aer mai curat, mai venim și la sport, o să venim și pe la școală, o să venim să filmăm și prin comună, când aveți un proiect european care, sigur, merită prezentat publicului și când aveți anumite realizări, este foarte bine. Sigur, când sunt probleme care țin de legalitate, sigur, și noi o să fim neiertători. Dar, deocamdată, nu ne-am propus acest lucru. Menționez încă o dată că aici văd o atmosferă frumoasă de Consiliu. Sigur, dezbaterile sunt, asta e jocul democratic, este foarte, foarte bine. Deci, din punctul nostru de vedere, este un câștig pentru dumneavoastră dacă veți reuși să ne țineți aproape de noi. Să ținem une de alții aproape. Eu cred în instituțiile statului. Sunt un om care am încredere, deși situația din România este extrem de complicată, atât din punct de vedere economic cât și politic. Cred în instituția Consiliul Local, în instituția primarului. Așadar, instituția, totuși, din punctul nostru de vedere al presei, este cea care este în atenția noastră foarte mult. O să am rugămintea la consilierii locali, indiferent de culoarea politică, să nu vină la noi cu niciun fel de propuneri de subiecte, pentru că subiectele de presă ne le facem noi. Pe de altă parte, recomandarea pe care am primit-o a fost pentru că oamenii, cei cu care am lucrat în București, sigur, dumneavoastră m-ați văzut la televiziune de folclor. Ei, eu între timp am urmat niște cursuri în ceea ce privește reportajul sportiv, cultural, economic și așa mai departe. Am trecut cu o notă destul de bună și am creat propria televiziune. Și atunci am spus, domnule, să experimentez un an, doi,
să fiu aici, în zonă. Am început cu Onești, acum iată sunt la dumneavoastră și probabil vor mai fi cel puțin încă 9 comune. Nu o să putem să venim permanent aici, dar vom încerca să ținem pasul cu dumneavoastră. Numărul meu de telefon este de găsit pe internet, scrieți Eugen Ungureanu, telefon și este ușor de găsit. Deci nu este o problemă. Am convenit și mulțumesc primărie că, și dumneavoastră că mi-ați acordat acreditare de presă. Este un semnal foarte bun, pentru că un om de presă care vine spune, domnule, de la presă îți flutură doar legitimația, nu mi se pare corect. Există o lege, este legea 544 și legea 52, care reglementează acest lucru. Deci, apropo, vis-a-vis de presă, întotdeauna un om de presă care vine și nu solicită acreditare aici în comună, înseamnă că nu are intenții serioase. Noi mergem pe ceea ce înseamnă legislativ, frumos, elegant, cum se spune, și profesional. Deci, mi-aș dori tare mult să ne vedem la evenimente care să promoveze comuna. Deci, ăsta este cuvântul pe care vă spun. Mai e o chestiune, acum profit de ocază și nu o să vă rețin, termin într-un minut. Noi am făcut o solicitare și o ofertă o să facem pentru primărie, să ne ajutați, dacă se va putea. În general, celelalte comune au fost de acord. Să ne decontăm și noi cheltuielile de benzină, care și domnul cameraman, eu nu solicit absolut niciun ban, o sumă care ajunge undeva la 80 de euro pe lună. Dacă dumneavoastră, consilierii, domnul primar, conducerea primăriei, vor considera că au posibilitatea să ne ajute, este foarte bine. Dacă nu ne pot ajuta, iarăși nu e obligatoriu. Este doar o solicitare a noastră. La Bogdănești, consilierii din opoziție au votat împotriva, au spus că am cerut foarte puțin. Dar aici, la dumneavoastră, cred că nu o să fie acest lucru. Da, a fost o glumă, sigur. Vreau să vă spun, comunile cu care colaborăm la ora actuală, vă dau câteva nume, e vorba de Ștefan cel Mare, Mănăstirea Cașin, Oneștiu este municipiu, Târgu Ocna, mâine o să fim la Căiuți, Dofteana urmează și așa mai departe. Dar nu o să ne oprim de la 15 la 10 comune. Eu vă mulțumesc foarte mult și să aveți încredere că sunt un om echilibrat, probabil unii m-ați mai văzut și pe la televiziune, nu sunt un om subiectiv, ceea ce a de spus o spun aici în fața dumneavoastră, iar subiectele de presă, dezbateți-le aici, în fața camerelor de lua vedere, aici se pot spune lucrurilor pe nume, așadar, din păcate, în campanie nu o să pot să ajut pe nimeni, nici pe unii, nici pe alții, ci doar chemându-mă la eveniment. Sigur, vom monitoriza și noi cât putem și ceea ce se întâmplă. Așadar, sper să rămân în continuare în familia dumneavoastră și să fim prieteni cu toții. Noi nu avem niciun fel de simpatii politice, cel puțin aici, în local. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să apreciez că există plângerul Nicolet, care este preocupat și de bisericile din comuna noastră. Cu ocazia asta vă și informez, domnul nu era informat și oamenii dumneavoastră. Salubrizarea la care de comună se face preferențial, de altfel. La cimitirul din comuna noastră, care se află acolo, în Biserica de Lemn, este un responsabil de la legea 416, un beneficiar de ajutor social, care se ocupă în permanență de salubrizarea cimitirului. S-au dat foc la coloane și chiar eu am discutat cu un țigan de ăsta care adună fierbec să iei sârmele, dar să le valorifice. Deci există o preocupă. De asemenea, decosit în jurul bisericii și de Valea Prost. Poate s-a mai trecut cu vederea cu zilele Cașinului și cu alte probleme de salubrizare din comun. Dar să știți că biserica nu a fost trecută cu vederea să nu fie luată în seamă cu salubrizarea, cu prăsitul și cu ce. Eu m-am mai gândit că totuși bisericile sunt și păstorite. Dar dacă chiar există o problemă, atunci mă voi ocupa tot ca duce primar. De asemenea, vreau să subliniez că, din punctul meu de vedere, campania a început, campania electorală. Deci, salubrizarea se face la nivel de comună, peste tot, nu preferențial, nu pentru că place mie ochiul domnul Văleanu sau domnul Stavu. Mă duc, mă uit, văd ce este și se lucrează. Oricum, apreciez faptul că mă anunțați, că vă faceți atentă, dar
să fie și adevărat. Adică, judecată după fapte. După urete. Da, mulțumesc. S-a primit răspunsul de la CRAP vis-a-vis de POI, că ești rolul matematic la POI. Da, am făcut adresă către ei și i-au întrebat dacă va mai avea loc acest program, au răspuns că da, fiindcă anul ăsta, cel de ziua lui Emris, vor depune proiecte pe măsura 7.2. Măsura 7.2, pe nouă PNDN, 2014-2020, în continuare cu cei de la Târgu Mureș, rămâne ca, cred că, nu știu, când va primi de timpul să ajung la dâns și poate vor reuși să facem un parteneriat pentru o extindere de rețea în satul Curița. Ei au făcut un studiu, au fost, noi le-am dat și date, au fost și în teren, au văzut de ce este vorba și au rămas și la ei pentru aprobare în Consiliul de Administrație. Dacă Consiliul de Administrație a Societății de Gaze, Distribuție Gaze Ion Târgu Mureș va fi de acord pentru asemenea investiții în satul Curița. Fiindcă pe numele programe europene, vă spun că nu mi-a existat niciun program, adică nici pe PNDR, nu putem încadra noi, nici pe POR, care aparține de regional pe Trangean, nu mai se dau bani pentru investiții în extindere de rețele de gaze naturale. Domnul premier Adrian a venit cu două probleme, într-adevăr importante, vis-a-vis de adopțiunea de apă care s-a făcut în anul 2010, s-a făcut prin bani primiți la APIA. Atunci, până în 2010, când s-a funcționat izlazul crescătorilor de animale, banii de la APIA s-au venit la adresat Consiliul Local. Aceea investiție s-a făcut prin acei bani care te obliga ca prin banii APIA să faci îmbunătățiri funciare pe izlazul comunal, adică curățire, adopțiune de apă, drumuri, că de acest și așa mai departe. Acum, noi, ca și primărie, am dat foarte bine situația să, nu știu, să mă uit în lucrarea trebuie să caut dacă a avut o garanție și câți ani au garanție. Dar în 2010 până în prezent 2015, cred că nu mai e nicio garanție la acea lucrare. Și ca să investim noi bani, acum ar fi cam nelegibil acea cheltuială, dar tot în faptul că subvențiile de la APE pentru pășunea comunală o încasează cei care au concesionat. Acele îmbunătățiri poate să le facă cei care au să dau eu bani. Să curții datul, să-și facă adăpători, să-și facă drumul de acces și mai departe. Ar trebui să cei care beneficiază aceste sume, în general fermierii, dacă nu înțeleg sau nu au înțeles, să vrem să stie de vorbă cu mine, îi pot trimite la ce ordine să citească, să vadă ce obligații au pentru acele sume care primesc de la APIA. Primăria ta și Consiliul Local în speță nu mai primește nicio subvenție de la APIA, fiindcă a limitat hotărârea de guvern 247 și a concesionat acest izlaz comunal crescătorul de animale, încă din anul 2010. Vis-a-vis, s-a primit informare că se vor da despăgubiri pentru persoane de gravitate și abitate de secetă. Am repartizat acea artie biroul agricol și să informeze pe toți, eu știu, arendașii și proprietarii de terenuri care au tine mult mai mare cu mâna cașă, s-au crescut de animale despre acest aspect. Dacă nu a fost anunțat în brevine, mâine vă luăm ascult și vă luăm explicativii lucrătorului care a dat sarcina de anunțat. Ca și primar, ca și viceprimar, avem și alte probleme, avem aparat specialitate, de-aia sunt lucrători la cel sector și are o anumită obligație. Până când fie pus, nu merită și alte sarcini date de primarul, respectiv șeful ierarhic. Dacă l-a fost anunțat, să știi că mâine vor lua notice pregătite persoane care i-au dat această sarcină să o ducă la îndeplinire. Domnul Păreanu m-a întrebat de cei 5.000 de lei care s-a propus la explicare pentru sport. Știți foarte bine că sunt două echipe de fotbal în Comuna Cașin, înscrise în Liga a 4-a și anume ASE Măgura Cașin și Viitorul Curița. Până și în anul trecut și până în prezent, am finanțat în partea Consiliului Local atât s-a putut ajutor sprijinirea acestei activități. Anul ăsta fiind două echipe, dar după aceea vor plăti arbitrajele, s-a emis facturi deja, factura nu se emite la ce la Sfântul Capitulat, că am fost și o informație în urmă, deja este emisă, facturi sunt la doar niște primar. S-a emis cu Consiliul Local, dar așteptăm
E că nu sunt așezit să fost în local, cum aproba un parteneriat între noi și cele două asociații, că așa legislația în vigoare, un parteneriat prin care Consiliul Local face o parteneriat cu asociații respective și fiecare vine cu ce da? Și Consiliul Local, în urma propunerilor lor, pentru pierdurile care iau prin desfășurarea activității sportive, va aloca niște sume de bani, pentru acum am cuprins la extra 15.000 de lei, care vor fi redicționați pe conturile lor, ei vor cheltui acei bani de ședințe de club, dacă vor da care de seamă primarul și Consiliul Local cu sumele cheltuite și cu facturi și cu tot ce înseamnă pentru cheltuire legibile. De asta v-am întrebat, da. Sunt suficient cei 15.000? Nu, nu vor fi suficient. Asta, de asta lucrurile. Este pentru turul campionatului. În anul viitor vom avea rectificare ianuarie, vom fi al bugetului 2016 și probabil și atunci vom voi înfia și vom propune dumneavoastră aprobare o altă sumă de bani. Vis-a-vis de cei 10.000 de lei, știți, domnul Băleanu, că se face ecologizare. Avem probleme foarte mari la Drășești. Romii de la, să folosesc cuvântul care îi folosește acum, e la modă, și care este ridicular român, romii de la Pânz, cu căruțele care au îndotare, care tot mulțul la apartamente din oraș care se modernizează, deci oneștenii care modernizează apartamentele, nu au ce face cu mulțul respectiv, fiindcă societatea a serisat, nu ridică mulțul. Deci, clar, nu le-a văzut cum e la caș, pune într-o perioadă și pe cuș și au trebuit pe ei. Nu se ia, nu-și plătesc cu un om căruța, domnul ce faci? Ia cu mulosul și îl duci cu terenuri care aparțin comunii caș. Într-adevăr, a venit în vară o chestiune, o afiunță de genul cu doamna viceprimar, s-a luat 6 camioane de mulos și s-a dus la rampa după mâini și s-a plătit. După terenul cetățean, acest cetățean a făcut investigații, este în municipiul Onești, are din recuperat la noi pe ca și la Drășești și după 3 ani este plecat în Irlanda. Nimeni nu știe de el. Legea ce spune? Autoritatea locală are obligația de a curăța și terenurile particulare private, dar în baza unui devid lucrări. E acea lucrare, acea sumă va fi imputată pe care de timp. Până când va veni acest cetățean în țară să se impuți banii, acum el o să spună că nici nu a fost pe terenul meu. S-a făcut pozii, s-a făcut agenda fața locului, pun din mata, a fost iarului pe masă de la mediu, i-a spus cu noi, am avut de la mediu și avem de cât doamna aici, doar, până și-a spus că vin cere scoțim iar zona respectivă. Am discutat, am spus primarul de la Buciu, primarul de la Buciu, nu știu, din punct de vedere electoral sau cel doar că nu se vede mult, a zis că nu are totul asupra, nu poate să se păzească, într-adevăr așa este. Și să știți, cu romii nu se feriez, cu vizavi de camerele la vechie. Da, au nicio treabă, nici cu camerele la vechie. Au fost prins și reclamațiile astea și fotografiați. Fotografiați, dar n-au nicio problemă. N-au trebuit să vedem nici cu avem, dar eu casează. N-au bătinii, n-au bătinii, poți îi cheamă Stănescu, poți cum îi cheamă Stănescu. Poți îi cheamă Stănescu. Aprobați să plece. Da, da, domnul. Sunteți de acord cu ADNC? Da. Eu da. Mulțumesc, scuzați-mă, vă rog. Vis-a-vis de Nărbuie a fost la Nărboc, vă pot spune că podul, deci platforma podului este la 1,40 m deasupra camioanei și la stratul 1. Dar va veni pe viitor să iei podul acolo, îmi pare rău cu oameni și care zic plasă de jos sau de poziția numărul mai din ce poartă. Feriați când nu-și mai pot fi viitor la o capacitate atât de mare, să vii la lănțime aia ca să iei podul, nu mai rămân nici poziția de jos, nici lașa. Ferească Dumnezeu, atunci nu mai putem pune nici problema a terenului sport sau a podului când o să avem pierdere de vieți omenești sau de locuinți. Aia, eu zic că până la urmă viața este mai important și locuințele cetățenilor. Că dar sper să nu fie niciodată ca și lașa să ajungă la o, o concentrație de apă atât de mare și la un nivel atât de ridicat. Am ajuns la domnul Oslavu. Cu apa la plașcă. Într-adevăr, apa în comuna Cașin, nu numai plașca este ajunge tulburi, ci în satul Cașin. Dar tot de faptul conducta pe care vine apa este conducta din anii 50, când a făcut casa de apă de state pompare de la Baston, conducta vechi, care este 60. Și aici e vorba de asta, cu asta aveți că a trăit anii aia, nu era ușa, nu avea asta, e ca și conducta, după o conducta. Dar, zic ca și idee, nu se poate, ea este formatată. Și când oprile de apă și plecarea apă în conductă, ce face? O balbotează și o tumbă. Și apa ajunge. Dacă pompa la cașa. Așa. Da, ajunge cum ajunge. Vis-a-vis de Colțil, cu ce a făcut noi. Mă scuzați, domnul Moșu. Da. Haideți să mă dați puțin mașina, că nu pot să-ți vorbeam pe aia. Mă scuzați. Vis-a-vis de acest problem cu Sfânta Colțil și cu programul care a fost implementat în anul 2010,
când s-a parc, când s-a făcut acest serviciu, după care s-a activat deșeurilor, în luna octombrie anul ăsta, este dezmonitorizare. Deci, expiră perioada celor 5 ani de monitorizare. Deci, luna octombrie, acest serviciu este sub monitorizarea Uniunii Europene și a fondului SAPAR. Și, posibil, ce se întâmplă? Atunci, va fi declarat tot timpul postul local, ne facem parte din ADIS, din Asociația de Dezvoltare a Proprietății Batău. ADIS, așa se numește, da? ADIS-ul, mai nou, a avut citații și a câștigat ca operator unic regional în județul Batău, o societate în scapul unui acum din București. S-a văzut la televizor acea societate, administratorul era licitat de ea. Dar societatea funcționează în continuare și a câștigat și de Batău. Vă spun sincer, în discuții care am avut cu directorul ADIS și la ședinții care am participat, dacă vom fi preluați de operatorul unic, prețul unui va ajunge la cel puțin 8 lei de persoană, și nivelul din persoanele din familie, poate să aibă și 20, va fi o obligație persoană, nu va face contracte cu persoanele din cauză, deci cu familii, cu beneficiarii, contractul va fi cu Consiliul Local. Este așa cum am spus. Consiliul Local va plăti taxa către ei, da? În funcție de numărul locuitor care a reușit la acest în 2012, deci la 3300, iar Consiliul Local are obligația, până la și funcționarea primarului, să încaseze acei bani la doi comunicași. Vă spun după afișare. Am avut o discuție cu primarul la Măsărea Cașa, cu domnul primar. Am mers până acum cum am putut Cărâși Grăviși, ne-a ținut până ne-a putinit. Adică să rămânem în continuare, că este porția legală, ca și noi, că mă trebuie Consiliul Local, atunci mă trebuie Măsărea Cașa, ieșim de la ghet. Și rămânem cu societatea noastră, cu operatorul nostru. Vis-a-vis de asta, să știți cum am gândit și la modul după care este pe bubos, prin aceste platforme, unde fiecare cetățean pune, aruncă cu noi de tot felul. Și chiar și cu noi de grad, aruncă cenușii, rumecuși, plante și încarcă formul după noi, care este plătit la metru cub, la groapa de la Bacău, ca în ianuarie să fim din bani bugetul local și să cumpărăm la nivelul comună containere mici, de 90 de litri sau tare, un tomilion de ăla, să dă la fiecare familie de 3 bucăți. Pentru coiectare este echipă. Chiar să după noi se licită în poartă, în poartă, va fi un cont de mare a motorinii și a timpului de a coiecta cu noi, dar să va progresa... Cine se licită pe Părțelul? Părțelul, da. Părerea mea, rămânem la un preț de 50, maxim 3 lei. Deci maxim 3 lei de persoane, noi nu zice de familie, nu e un preț extraordinar de mare. Dacă va prelua ADIS-ul și operatorul regional, să știți că... Și atunci tot Consiliul se facă contract cu ei, în Consiliul? Da, e aceeași, da. E aceeași, aceeași metodă care a fost și până acum. Așa. Domnul Curatu mi-a ridicat într-un fel minge la filiu. Da, s-a făcut acea investiție la școală Cuința. Nu s-a făcut într-un fel, și chiar este motivat acea investiție. Școala Cuințaia era o căduie destul de importantă, de care s-a cheltuit bani pe timpul Ceaușescu, care a ieșit în ultima fază ceea ce a spus domnul Răgeanu la o degradare gravă. Spărțesc geamuri, exact cum s-a întâmplat cu gradul sport la școala Cuința, nu a fost băgat în seamă și anunțeții care a demorat în Parașa au devastat. Așa s-a ajuns cu școala. Domnul Răgeanu, vă informez că în luna octombrie, luna asta, nu pântâi, acum cum mi-a propus eu, cred că nu este timp pântâi, că și plouă și este... nu a terminat fațada exterioară, e terminat numai partea din față și un lateral. Să mutăm grădința, sunt 15 copii înscriși, nu sunt 5, de la grădinții mutăm în școala Cuița. Au condiții decente, au baie interioară, au încălzire centrală, au tot ce le trebuie. Chiar vrea să vorbesc cu doamna Dințu, să-i cumpărăm și un mobilier nou. La copii, beneficienții de condiții exact cum noi. Iar în partea ce la întâlnit, în sală, Cuița nu există dispensar umană. Au avut ultima dispensar umană în casa unei persoane care a făcut un act de caritate, având o anumită religie, știu eu, nu religie, era la cultul ăsta, la Argentina. Probabil că pastul acolo era cu o sarcină, dar face o faptă bună. Și faptul bună i-a regăsit ca să dea casa respectivă, primării, cu scotirul pe acuit, dispensarul să-și facă desfășoare activitatea acolo, chiar și mobilier a avut femeia acolo, pentru doar adult. Ei, acum persoana respectivă a văzut casa, alte cetățean, cetățean respectiv și au locuință acolo. Nu se mai poate. Iar jumătate în școala... De câte ori se duce doamna doctor acolo la poliție? O dată de săptămână, dar acum, cum a decidit cabinetul, o să am o discuție cu dânsa. O să fie mai de multe ori, sau o să fie până la 12 la Cașin, la 12 la 4 la poliție. Are condiții, este un special model cu sală de așteptare, cu WC-uri pentru gustul
sanitare, să zic mai, mai bine așa, pentru pacienți, grupul sanitar pentru cadre, sală de tratament și sală de reabilitare. Deci, eu cu condiții extraordinar de bune, din punct de vedere a curățeniei și ce se mai nu au azi. Acum, la etaj. Într-adevăr, ieri am ajuns la etaj. La etaj, se modernizează etaj. Avem 300 de clasă și două grupuri sociale, prin modernizarea etajului. La etaj va fi o sală de clasă, poate fi dată și transformată în vestiare pentru echipatul fotbal, ca să nu cheltuim alt bani, a construit altă construcție anexă în curtea școlii acolo, a ocupat și spațiu și bani, iar cei două ar fi două sală de clasă pentru centru de creație. Deja am discutat cu un pictor din Curița, care are care vrea să vorbim pictură. Înțeles, ei o să organizeze probabil într-o formă de ONG. ONG-ul prin care ei vor face un centru de creație. Primăria, din Consiliul Local, vom face o parteneria cu ei, prin care îi pune la dispoziție spațiul efectiv, cu utilitățile necesare, iar ei vor pleca copiilor din Gaș și Curița, chiar și din Mănești, pictură, sculptură, arte mești, șugărești, tradițională și mai departe. Sau și vara se poate organiza o tabără de vină. De creație de vină, cu altă vară. Extraordinar de bun, a avut inițiativă, iar un băiat la plutul adventist, a venit al nostru, fără nicio conotație religioasă, a zis cu durere. Nu facem conotație religioasă, a fost cheamă Ionuț Marc. Deci n-a dat nicio conotație religioasă, a vrut copii din Curița, de asta de a fi cum să spele pe dinți, cum să fac, să-și facă un menaj o curățenie corală. Am zis foarte frumoase și educative, care o face fără să dea conotație religioasă la aceea, chiar și eu adevărat, nu cumva, noi suntem o comandă de 92% ortodoxi, că așa suntem, ca cei 92% vorbim, sunt ortodoxi, n-are rost să ne punem în cap și preoți și chiar prin așa sunt ortodoxi. Ortodoxul se mor până la urmă. Așa o să fie până la capul de intenție. Da, nu, faci și eu, dacă suntem cu adevărat religios, eu facem ca cu copiii. N-am ce fel care ia pleacă, nu stă nici în România, vă garantez că... Manu, n-am ceva spus, da. Am făcut portul de degeaba. La fântul râul ăla, da, a fost aprobat, ne-a făcut nici aprobat dumneavoastră, suma de 20.000 de lei pentru deformatare. Nu, cum a zis prima dată, domnul Roșu, pentru deformatare. Nu, rei, nu știu ce, așa mai departe. Vis-a-vis de biserică. Biserica la Curița, noi am aprobat în Consiliul Local și am alocat cu toată 50.000 de lei și a ieșit fundația din pământ. Acum e nou, este un program guvernamental, tot cu Ministerul de Dezvoltări, prin care se alocă bani la biserici. Apropo, eu am venit cu Părintele Căciului Ionuț, uite în cazul din la mine. Îi trebuie mai binecuvântare de la preasfinția sa, cu Romanul și Patorului, binecuvântare, și de vizit lucrări, dar cu fost proiectul de proiectat și merge cu primarul la braț la Ministerul Dezvoltării și îi se aprobă numai mult 50.000. Dar poți să mergi cu 3 de vizit. Asta ce înseamnă? Să îmi iau sumă de 150.000 miliarde jumătate, care poate biserica să înalte foarte frumos să sunt. Dar asta nu poate face numai primar. Trebuie și concursul preiectul de acolo. Spunea doamna nu și primar. Biserica are un... Pe cineva care nu păstunește. Are un șef. Mai mult dacă biserica și cumva scrie, este o putere separată în stat. Este o instituție separată în stat biserica. Nu este o instituție sportulare cu primărie sau... Deci, la biserica atunci o să discut și cu părintele cu care nu au avut timp. Dacă dânsul oare trebuie să fac un proiect pentru acel grad, avizat un proiectat, merge și dânsul la București și poate și 50.000 sau 50.000. Cu părintele Iordan la fel o să am spus ce vrea și dânsul, dar eu m-am analizat, vă spun sincer, stâmbă cum a trebuit poetul Ionuț Căciulul de la Curița, cu biserica aia, trebuie să ridicăm pe aia, să facem pe aia. Că din cu aia sunt condiții, au o cărtere centrală, totuși biserica ce la noi, sunt destul la sus, bine, intenționat. Dacă fac o glumă, te terminăm biserica de la Curița, după aia la noi. Da, nu este la Curița. A zis, voi la 20.000 până la urmă tot n-ați răspuns. Cum nu? S-a decolmatat. Nu, deci nu, nu s-a făcut. Trebuie de răcit acolo, oare. Deci atenție, nu s-a făcut ce lucrare. Dacă vreți voi urmați, mergeți la contractate, cereți toate cheltuielile, ce s-a făcut în altul la ce făcut, îl dăm, nici problemă. Nu, dar e grea, nu s-a făcut, nu s-a făcut, nu s-a făcut. Hai să două luni sau o lună și vine iarna, când unde vei face? O să-i face două luni ce-ți face. Pentru că o să fac toate să fac la cei curoși. Nu, nu, dacă presiunea nu mai dea și mai răspuns la presiune, la... Cu presiunea... Rămânia este conductă. Nu i-a dat domnul la pompă. Vestul ăla a fost și am pornit pompa. Avea un rezultat stricat acolo, am chemat omul, l-a schimbat, dar n-a zis. Trebuie făcută și n-a cu timp, cu ingratii care avem, a ieșit. Dar domnul la fost iasă aer afară. Undeva, în zona moară, Rămânia are cu conductă. Și n-a ajuns cu presiunea de pompă. Dar
Dar acum cred că regimea a rămas pe mâine. A rămas chiar. Deci că mătii au fost trebuși, că mătii nu v-a dat răspunsul, v-a dat răspunsul. Da, mai dorești cineva să mai întrebi? Dacă să faci terenul ăla, deci ați înțeles că terenul de sport de la Curița, că oameni nu-i, că știți, văd că puțini așa din cei care iau cuvântul discută de terenul de sport de acolo. Nimeni nu s-a legat de preț. Eu m-am legat și de preț. Dacă se poate face cu bani mai puțin, cu atât mai bine. Înțelegeți? Noi nu suntem chichiți. Dacă vin 70.000 de euro, dacă sunt din Consiliul Local, vă dați seama că poți să mai rup de acolo cu 20.000 de euro și să faci altă. Zic eu, părerea mea. Dacă cabine sunt, dacă valea sunt, împrejmuire, împrejmuire și... Dacă de 5 zile ne-a trimis invitația și ne invitați, măcar comisia asta care citesc eu raportul de avizare. Domnul primar, în alte comuni întrebați-l pe domnul Mureanu. Sunt alea și ne trimite, dar materialele dumneavoastră trebuie să pune. Dar de cine? Este tot la fel, stați să liniștiți. Puteți-ne la dispoziție, ăla dacă vreți să spun și eu. Puteți-ne și eu, că sunt și eu mărțile local. Obligație. Avem obligația să venim să vedem. Când a venit cu domnul Mușu, când a venit cu domnul Mușu, l-a interpretat când venim și ne vrem fac o ședință sau o ședință pe Haideți să... Haideți să... Haideți să... Haideți să... Haideți să... Deci cine este pentru punctul de ordine? Pentru buget. De ce? Se abține cineva? Potrivă? Deci se abține domnul Moșu, da? Da. Cine este pentru? Pentru punctul de ordine de zi. Am zis, ceva aprob, aia da vreau să-i văd. Și după aia... Se abține cineva? Și domnul Moșu. Potrivă? Da, mai bine. Domnul meu. Nu, nu. Punctul 3. Aia s-a votat. Gata. 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 Gata.